Salutare dragilor cu ocazia unui super episod tare de tot aici în super studioul BAC52. Mulțumim că vă uitați, că vă abonați. Mulțumiri prietenilor și sponsorilor de la Betano și în ultimul rând prietenilor de la SAS Gym care au în capitală două săli de fitness dotate corespunzător, Piața Alba Iulia și Drumul Taberei, aer condiționat, logic cum altfel pe această caniculă aproape insuportabilă, însă dacă le treceți pragul prietenilor de la SAS Gym o să vă simțiți ca acasă în aceste săli de fitness. Invitatul nostru chiar nu mai are nevoie de nicio prezentare, însă mă simt obligat să spun câte ceva despre domnia sa, din punct de vedere fotbalistic, campion ca jucător, campion ca antrenor, la un moment dat, era singurul antrenor străin din Turcia, unde a fost declarat și antrenorul anului. Nu, nu este Mircea Lucescu la tare de tot, este în același timp unul dintre cele mai mediatizate personaje din ultima vreme. Uh, aproape toate știrile din sport la uh, un moment se deschideau cu o știre despre invitatul nostru. Este foarte, foarte solicitat la emisiuni de uh, analiză fotbalistică, la emisiuni de divertisment, dar și la podcasturi. A ales să vină la tare de tot și el îl cheamă Marius. Șumudică, nu vă fie frică, l-am adus pe șumudică. Salut, șumi! <gânt> salut, salut, Viorel! Mulțumesc că ai venit, mărturisesc că mi-am dorit foarte mult să vii aici la noi, dar programul la momentul respectiv nu ți-a permis, erai prin Saudia, apoi ai venit acasă, te-ai relaxat puțin și aș începe prin a-ți ura la mulți ani, pentru că în urmă cu puțin timp ai aniversat sau ați aniversat 30 de ani de Căsătorie. Căsătorie, da. În curte am văzut, nu? Da, la mine acasă. Cu lăutari, cu. cu... Nu, a fost un băiat. Nu mă rog, cunosc un băiat, da, un băiat care a venit cu o orgă și. Așa, să ne destindem un pic, dar s-a brodit așa, fiindcă pe 23 iulie fetița mea a făcut 22 de ani. La mulți ani și pentru da, ea? Și la 12 noaptea, de fapt eu m-am căsătorit pe, 20 și... pe 23, ea a făcut 22 de ani și eu m-am căsătorit pe 24. Acum 30 de ani, îți dai seama, aveam 30 și 30 de ani de, de căznicie și am făcut o petrecere, am dat dintr-un an alt așa și uh, a fost frumos, ne-am simțit bine, totul totu ok. Vreau să fac o remarcă și să spun că nu neapărat, uh, știi că eu nu sunt omul să perii așa foarte mult, dar uh, mi-a făcut plăcere să vin la tine, am avut... Multe solicitări. Este primul podcast la care particip, fiindcă au fost mulți care m-au chemat să mă duc la podcasturi, dar am refuzat. Și fiind coleg cu tine și respectându-te, am ales să să vin la, la podcast. Am mai, Eu am crezut că e un interviu, de fapt, când a venit redactorul șef de la Gazeta Sporturilor în Arabia Saudită și el, pe urmă, a transformat într-un podcast și am văzut că a apărut pe canalul de YouTube mm -hmm. și asta. Deci, practic, eu n-am fost la niciunul, am fost, ăsta este primul și mi-a făcut plăcere atâta tot, fiindcă spuneam de la început, dacă nu vreau să vin, nu. Dar nu, noi ne-am respectat reciproc de-a lungul timpului. Și asta, de aceea, și nu o să mai spun, m-au zăpăcit toți toți prietenii, un băiat deosebit, du-te, te rog eu frumos, du-te, du-te, du-te. Păi sunt prieteni. Ma, da ce presiune, da ce presiune. Zic, stați mă liniștiți că mă duc numai să-mi fac și eu puțin timp, am fost în vacanță, am avut aceste două evenimente? evenimente, după care, iară. De fapt, la mine în familie sunt trei lei și eu sunt un peștișor. Fimiul e leu, nevastă bea leuaică, fiimea leuaică și eu sunt un pește. Și acum vor veni zilele de naștere. Pe 5 și pe 7 august, soția și, și băiatul. Da. Las că s-a, nimerit bine că ești și în vacanță, sigur, eu nu După dori... 20 și ceva de ani, după 20 și ceva de ani de carieră, mă prinde să fiu alături de ei și să nu fiu la vreo echipă. Deci este prima oară în ultimii 20 de ani de carieră când eu nu am angajament în vară, eu n-am stat mai mult de, de o lună. Iar ziua mea, 4 martie, niciodată nu mă prindea acasă. Eram în cantonament, eram în plin campionat. Și nu puteam să, să fim mereu. Vacanțele. Eu veneam acasă, de în, când era vacanța, când se întrerupea campionatul, în vară, în general, fiindcă nu este ca în România, se întrerupe și în iarna. Veneam acasă, când veneam eu acasă, copiii erau la școală, nu puteam să plecăm împreună în vacanță. Când ei luau vacanță, eu începeam pregătirea. Și uite așa, de data asta, cred că așa a vrut Dumnezeu și când am făcut 30 de ani. A, și ceva foarte interesant. Soția mea a zis, hai să mergem la la biserica unde ne-am cununat, la Domnița Bălașa, chiar în spate, la tribunal. Și zic, bine, hai să mergem. Căldură, nu știu ce, trafic, am plecat. Și am ajuns la, la ora 5, fără un minut, la 5, închidea biserica. Deci, fata, cu niște chei așa, m-am zis că... Suntem... A, nu ați făcut un aranjament să vorbiți cu preotul? Nu, că nu, meri... nimic. Am vrut noi să mergem în biserica unde ne-am cununat și să aprindem o lumânare. Și... și am ajuns acolo, închisă biserica și tot mai închidea poarta și zice... Și zic, doamnă, vă rog frumos, lăsați-ne să intrăm și noi, că uitați, astăzi facem 30 de ani și dacă prindeam un semafor, dacă plecam orice se întâmpla pe drum, nu mai aveam șansa să intrăm. Și am intrat cu 30 de secunde înainte, fiindcă declanșa alarma pentru BGS da, da. la acolo, la, la, biserica. la, biserică. și nu mai puteai să mai, să mai intri. Ce ați avut mare, mare noroc. E incredibil. Deci am ajuns, noi ne știm că se închide la 5 biserica. Și am plecat de acasă, zic, hai să mergem mai părăcoare spre sfârșitul zilei și ne-am dus și exact am ajuns ce să spun, câte, 30 de secunde, jumătate de minut închidea biserica. Dumnezeu a vrut să, să ajungem și să să intrăm în biserică împreună. Și doar voi doi, nu? Noi doi, atât. Atât, v-ați recules, atât. cum se spune. Noi doi ne-am rugat la Dumnezeu, am mulțumit pentru cei 30 de ani, că avem doi copii frumoși, sănătoși, de tot ceea ce am realizat până acum și în afară de asta am pus și pe doamna de acolo să le facă câteva poze, fiind numai noi, noi, doi. O să facem o petrecere de 30 de ani. N-am reușit să o fac nici nunta de argint de 25 de ani la 25 tot plecat, de ani. Tot, nu? tot plecat, n am reușit, n-am putut. Dar acum o să facem o petrecere dacă sunt și liber o să da, organizezi. spune cum ai reușit într-o lume din ce în ce mai instabilă, din punctul ăsta de vedere, din mai multe motive. Cum ai reușit să păstrezi căsnicia asta atâția ani? Nu, este o fată deosebită. Am întâlnit o fată deosebită, practic ne-am cunoscut în discotecă. Eu eram puști, jucam pe la sportul, Uh, cred că aveam vreo 19-20 de ani și mă duceam la U.N.M. era discoteca, era sus la Leu, acolo în uh, aproape de, nu știu era ce era acolo, erau niște cămine, dar nu mai țin minte de ce aparțineau. În fine, și era o discotecă, ți-am zis, U.N.M. se numea, și noi toți din piața romană, ne strângeam noi băieții din cartier de acolo, ne-am dus vreo șapte optinși, ea a venit acolo, Uh, un prieten al meu din piața romană era prietenul cumnată mi, de fapt uh, suroril uh, soției mele, era prieten și așa am văzut-o pe soția mea. Soția mea pe vremea aia lucra la Lefranc. Lefranc era singurul magazin pe valută din, uh, din România. Nu și era pe moșilor? Era... Cred că da, nu știu. Lucra la Lefranc, după aceea s-a lăsat eu, de asta spun că nu știu, că uh, am luat-o cu mine și n-am mai lăsat-o. De atunci am zis ea mea numai, gata lucra la Lefranc și acolo trebuia să te selectau, trebuia să arăți într-un fel, să îți dai seama, nu. Și când am văzut-o dansa, mi-aduc și, și acum aminte, dansa cu o ciocolată în mână, ceva de genul ăsta. Și eu m-am dus și am luat un cup de ciocolată, eu cu Caterin, ca mea, cu astea. Mamă, s-a uitat urât la mine că nu o cunoșteam. O fată, ea foarte aranjată, foarte așa, pe mintea mea zic, mamă, asta n-am cum să o ierzi, zic, ea mea, zic, nu se poate. Nu și... Și uh, am stat cu ea șapte luni de zile, ținute și acum, uh, eu nu credeam că mai găsesc pe vremea aia, cum se zice, o fată fată mare, cum se zice, și da. așa nu credeam. Uh, și după șapte luni de zile, na, am, am, înțeles. Uh, am înțeles, am plecat împreună, și m-am dus cu părinții cu părinții la, părinții la părinții, ei acasă, stăteam în drumul taberii, țin minte și acum, cetate histrie, în fine, m-am dus acasă și cum se făcea pe vremuri, și am zis, zic eu nu mai plec de aici fără ea, nu plec. Trebuia să plec la Hunedoara, am împrumutat sportul studențesc la Hunedoara, de fapt Gek Ionescu care mă debutase a zis vino să joci în divizia B cu mine. Jackie și zic vin cum să nu și am mers la așa și am zis eu nu plec ea la fel a renunțat la tot ce avea era și student anul 1, 1 și a uh, și a amânat facultatea și a zis eu plec cu Marius și am plecat amândoi cu trenul la cușetă ne-am dus stai să mai eram doi copii nu știam de ale vieții nimic uh... Ia săraca să tot documenta, vorbea cu toată lumea, numai să-mi fie bine ce să-mi gătească, ne-au dat apartament, la 19 ani să pleci să te duci la uh, Hunedoara nu e ușor. Și am pierdut și banii la Caritas atunci toți care i-am luat de acolo, că era o nebunie, veneau ziare cu liste, cu astea, țin minte. Deci am trăit clipe clipe extraordinare. Și o femeie care mi-a mi fost alături tot timpul, am trecut pe multe împreună, dar niciodată eu nu, nu mi-am trădat familia, eu n-am lipsit o noapte de acasă, niciodată. Nu, că n-ai avut renumele ăsta de aventurie. Nu, 30 de ani, 30 de ani de căsnicie, eu n-am lipsit o noapte de acasă. Eu n-am Adică n-am fără să ies cu ea sau -am, nu sunt tipul, nu sunt genul să zic că mă duc undeva și vin dimineața sau hai cu băieții la bere, cu toate că nu s-ar opune sau ceva de genul ăsta. Dar n-am avut uh, tragerea asta să, să, Cu toate că uh, sunt opusul la ce am fost înainte să o cunosc, uh, să o cunosc pe ea. Mi-a dat echilibru ăsta. Înainte eram numai pe la piața romană, pe la coloane, stăteam... De și tânăr. Poate logic. Tânăr, aveam anturaj, ieșeam peste tot, eram și jucam și fotbal, mai moceam și obosit pe la antramente, erau de ale tinereții valuri, nu mergeam numai pe la discotecă, pe la herăstrău, tot așa era intrare pe valută, pe astea. Na, am avut și șansa la 17-18 ani să debutez uh, la sportul, era între lor, țin minte și acum am debutat Dridea, Mircea Dridea care este la Petrolul acum în Consiliul de Administrație și îi i dea Dumnezeu sănătate că am înțeles că încă e în putere și are 80 ceva de ani, nu știu cât. Și am a debutat, după care a venit Jack cu tot la fel, l-am jucat puțin și i-a plăcut de mine și a plecat. Și m-am dus cu dânsul la, la, la după un an ne-am reîntors, re dar în momentul în care am fost cu părinții mei, i-am promis că în vară vom face nunta. Și așa se, la momentul respectiv, când luai fata de acasă, păi da, da dacă nu știu ce, dacă nu știu cum, și zic, nu domnule, în vară pregătim nunta am stabilit nunta și în vară ne-am întors peste un an. Deci noi avem 31 de ani de când ne cunoaștem, 30 am făcut da. de căznicie. Peste un an ne-am căsătorit și ne-am căsătorit și ne, ne organizați și noi să plecăm în luna de miere. Chiar vreau să plecăm uh, în străinătate atunci și a doua zi eu am făcut meningită. Deci, de, eu sunt tom însemnat, n-am, de la Dumnezeu. O să-ți povestesc că m -a scos Dumnezeu, uite așa, m-a tras de de păr și m-a dus pe drumul cel bun, tot ce am, ce am realizat până acum, dar o mare parte familia mi-a dat echilibru, și uh, da această femeie. Merită tot respectul din partea mea. Și dânsa a fost la fel de convinsă în momentul ăla că sunteți sorti să fiți împreună, nu? Adică, da. altfel nu s-ar fi putut așa uh, repede. Da eu eram un timp mai uh, mai agitat, așa, mai cum sunt de altfel, mai colerii, mai astea mai caterincos, făceam caterincă și la un moment dat, uh, la un moment dat, uh, eu crezând că ține la Caterică, chiar am făcut o glumă mai nesărată cu ea, nu mai țin minte ce, ce s-a plecat să se lege și eu, am împins-o de la spate sau ceva de genul ăsta, că s-a întors și mi-a dat o palmă și asta zic, mamă, îmi venea să-i dau, ne încălțam, țin minte că să încălțam, venea să-i dau o umbrelă în cap, zic, zic, cum să, zic, e prima palmă care o iau și care nu știu ce, dar am dat seama că am făcut o, o gafă și era o femeie care și este o femeie care niciodată n-a vrut să fie în prim plan, n-a apărut, nu îi place să vorbească foarte mult, a Am stat vădut. în umbra mea în sensul ăsta și tot timpul pe ea n-a interesat-o decât să ne fie bine celor care suntem, suntem lângă, lângă ea. Și este o fată deșteaptă, o fată care a terminat dreptul la stat, adică la nu să plătești cum plătești acum cine vrea face facultate. Nu te spun, la pe vremuri nu era așa. A făcut dreptul, n-a vrut să profeseze. Tot datorită mie, fiindcă am luat-o cu mine în Portugalia, când a plecat, a fost cu mine în Ungaria, a fost cu mine peste tot, unde am jucat în Cipru. Și asta e, mi-a crescut doi copii frumoși, o educație exemplară și sunt mulțumit de ei, fiindcă au fugit de Dar și eu a... fugit de publicitate, de, de public... nu e de... asta, nu i vezi în cancan, -can, nu, nu i de vezi anturajul în ăsta și de ceea ce înseamnă. Vedeți și dumneavoastră ce se întâmplă până tot felul de cluburi și până astea, au fugit de toate problemele care, care se ivesc și care la un moment dat sunt inevitabile. Dacă ai un anturaj și te duci pe la petreceri, și azi, Dar au, mulțumesc lui Dumnezeu, am și fata și băiatul sunt cu mine și n-am probleme, n-am probleme cu, cu, ei. Băiatul la un moment dat scălca pe urme. A fost fotbalist, a jucat la sportul, a fost crescut de Cornel Jurcă. Chiar mi-a zis Cornel Jurcă că zice, este mai talentat ca tine, este mai bun ca tine. Dar uh, Cornel Jurcă s-a lăsat de, de antrenorat la, la sportul, echipa s-a desfințat sportul studențesc, după care el a plecat pe la cu Virgil Andronache, era antrenor cu, da. cu generația asta, Lucârjan cu tot. Au fost campioni pe, pe România, pe țară. Uh, și la un moment dat l-am luat la Astra Eu, era în Liga 3 -a, Era Gulgheterul Ligia 3 -a, uh, La echipa a doua lui Astra mm, L-am luat într-un cantonament cu mine Și mi-am dat seama că nu este pregătit pentru Liga 1 Și eu nu sunt genul de om Nepotismă. să niciodată genul de om Și am zis Marius Părerea mea este că mai sus de Divizia B nu poți să joci Asta este părerea mea dacă vrei să continui să te chinui și să duci și povara numelui meu în spate, fiindcă lumea e rea, în România să fim corecți, zic, eu te las, tată, nu e, e, plăcerea ta, dar eu îți spun că îți va fi foarte greu, foarte greu să ajungi la un nivel înalt, fiindcă te văd ce asta. El nu avea viteză, el are lovirea, avea lovirea mingii extraordinară, avea, era foarte inteligent, este foarte inteligent în ceea ce face, că ulterior să joacă cu laptopurile și cu programele astea, l-am luat și este metodist cu mine, a lucrat. A, l-a luat în staff? A fost cu mine în staff, acum vrea să-și trăiască și el viața, n-a rezistat în Saudia și s-a întors, dar el a fost cu mine în, în staff și a făcut și două cursuri. A stat o lună în Portugalia și două săptămâni în, în Spania și a făcut două cursuri de metodist. Adică, da, și are certificate, adică să știe ce să facă, păi, îți dai seama, nu puteam să mă duc cu el metodist să lucreze cu Banega. Mă făceam de rușine să pregătească beciurile, să le arate. Deci Banega, așa cum ți le legătura cu el și vorbește câteodată și îi spune, spune ce făcea el. El i-a câștigat și l-a dus capul. El pregătea câteva minute adversarul, oponentul care îl aveau, respectivul jucător. De exemplu, vârful meu de atac care juca... Îi arăta despre fundașul central, 3-4 minute, ceea ce credea el că are probleme, unde este bun, unde este. Și uh, făcând lucrul ăsta, el fără să-mi ceară voie, eu n-am știut, eu am aflat după mult timp lucrul ăsta, fără să-mi ceară mie în voie. Particular cu da, el. În particular cu da. particular cu jucătorii. Și tot vedeam că jucătorii vorbeau mai mult cu el decât cu mine la un moment dat. Bă, și tot aveți, și tot, bă, ce, ce vorbiți și... Și el le trimitea în ziua meciului sau cu zi înainte, le trimitea pe WhatsApp un filmuleț de 5-6 minute și le punea părțile bune, părțile Cu ce făcea el, cu ce lucra el, cu ce le explicam eu, se îmbina și făceam foarte bine. Și a fost foarte, foarte apreciat. Îți am lucrat în Turcia, un jucător de milioane, aici la fel, în Saudia și... Pentru mine a însemnat și am fost, am fost mândru, mândru de el și îi place ceea, ceea ce face. Și el acum, Stavadonul a terminat Iefsu și ASEUL ul a terminat la stat. A, deci două facultăți. Două facultăți are. A terminat asu la stat, deci la stat, pe management. Deci a terminat ASEU. ul și acum a făcut, la român-american, a terminat, a terminat IEFS-ul. Și fata mi-a terminat Kideto, a făcut kineto, că îi place foarte mult. Și acum este studentă la drept, e anul 3. Tot a doua facultate. A doua facultate, dar trebuie să dea licență. E foarte, foarte de apreciat și nu e vorba de vreo laudă gratuită, pentru că sunt copii și au fost copii care aveau tot ce le trebuie, de Ce să mai faci o facultate, ce să mai faci un curs să te perfecționezi? am de toate, îmi deschide un salon. Nu spun că nu i-am ajutat. Logii. Nu spun că nu am ajutat. Dar, nu s-au delăsat. Sara, Sara, Sara e mai apropiată de mine în sensul că a luat de la mine nebunia mea, e mai așa. Copilul e mai așezat, băiatul. Seamănă mai mult cu maică sa. Mai, Sara e mai înțepată, mai uh, așa. Ea s-a dus și a prezentat, ea prezintă pentru Laura Olteanu, a prezentat uh, la... Da, cum se duce și sunt uh, la modeling, se duci și prezinți uh, colecțiile. De, vară, de, astea, de da, da exact. Și a, de modă. Da, a și câștigat vreo două premii de popularitate și nu mai știu ce, mereu se duce și prezintă. A, fost, a avut și o ofertă să plece în străinătate și n-a vrut să plece în străinătate. El chiar, ia, eu venind în țară și cumpărând mai multe uh, apartamente, am vrut să le dau cu un apartament la fiecare și zic, mă, uitați, vă, așa. Nu, nu au plecat de lângă noi. A, de stau cu plecem, voi? Da, iar fata a zis, niciodată eu nu o să plec de acasă, nu, nu mă intru. oricine ar fi, noi aici vom sta. Fata, băiatul nu, băiatul vrea să aibă Intimitate. a, da, intimitatea lui, na. mai se duce, se mai întâlnește cu prieteni, mai joacă o carte, mai așa și să se duc și... Dar foarte cum sunt foarte mândru de ei și în primul rând de soție, că e greu să, să Eu fiind plecat, să fii și mamă și tată nu e, nu e nu e ușor. Și cred că a fost foarte greu să stai departe de ei da. în uh, momentele sau la echipele la care nu au fost cu tine, nu? Mi-a fost greu la început, după da. care m-am obișnuit, după care mi-a fost greu la început, foarte greu. De fapt, uh, fata mi s-a născut în Madeira când eram în Portugalia. Băiatul era acolo la grădiniță, l-am dus, nu s-a adaptat. mama, când îl vedeam, îl duceam și când îl vedeam că se ținea de gardurile alea în curte și urla după mine când plecam cu mașina, mă duceam până la stop, până la primul semafor și mă întorceam. Și zic, nu, hai acasă, nu puteam să-l las. Mi se rupea inima în mine. Și asta, până la urmă, s-a adaptat, s-a și împrietenit cu, la momentul acela, cu fata unui internațional bulgar, Iliev, care juca la Benfica și Naționala Cred că Valentin Iliev, nu? Nu, 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 nu Costoici, că e Ilian Iliev. Ah, Ilian, da. Acum e... Cred că a jucat cu Pandurul la Benfica, Pandur, la Benfica nu? da? exact. E prieten cu el. Da, 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 e prieten cu Pandur și, și cu mine am rămas în relații foarte bune, vorbesc cu el. Și acum e antrenor la Cernomore Varna de 5 ani de zile. E un timp mai statornic, așa. Și se prietenise cu... Noi eram prieteni de familie și acum suntem prieteni de familie. Se prietenise cu fata lui Ilian și așa ușor, ușor au început, a început să, să, rămână la grădiniță și să accepte. După care s-a născut Sara, au apărut problemele cu avioanele pe acolo, nu se opreau și de două ori era să ducă în ocean și a plecat iară și am zis, că da, am un an de contract. Aeroportul ăla e renumit pentru pista scurtă, nu? Sau pista cum e? scurtă era atunci, acum au făcut-o și nu aveau voie să aterizeze decât piloți care făceau o anumită școală. Deci trebuia să te antrenezi ca să, să reușești să aterizezi acolo. Nu putea oricine. Cum se duc ei la simulator. Și bate vântul, țin Legătura cu ei. Sunt vânturi încrucișate. Curenții. Vento cruzado se numește. Vânturi încrucișate. Și când vine avionul, vine așa și îl întoarce. Îl întoarce, îl pune pe pistă și dacă vântul bate din spate, nu poate să-l oprească, să duce în ocean. Și atunci este o procedură de așa și pleacă iară deci și a aterizat de două ori și a plecat iară, m-a ridicat, am mă puneau jos, tu ardeze, ce, ce să mă lăsați mă jos? Și m-au lăsat într-o insulă în Porto Santo, cu topoganul m-au dat jos. I-am zis, la prima să lăsați-mă că nu mai gata. Bine, a aterizat, de fapt nu pentru mine, a aterizat acolo să aștepte să se potolească vremea, da? Deci asta, insula asta este în mijlocul Atlanticului, Madeira. Este... Ei vor să fie regiune, nici nu știu dacă nu sunt regiune auto E acasă la Cristiano. Da. Și uh, în momentul în care eu jucam uh, la Maritimo, uh, jucam pe continent. Ori la Porto, ori la Lisabona. Și din două în două săptămâni trebuia să zburăm. Că nu eram decât noi din insula respectivă. M-am nenorocit. Nu eram terminat. Eram terminat. De atunci am pris frică cu avionul. Eu până atunci -am nu am avut. N-am avut probleme cu avioanele, cu astea. N-aveam nicio problemă. Dar atunci, de două ori când mi s-a întâmplat lucrul ăsta, am început să am probleme cu avioanele. Acum, spre surprinderea mea, în ultimul timp, nu mai am nu mai am probleme, bine, am și mi-a Dumnezeu, n-am avut parte de, așa să zic, turbulențe mari sau ceva de genul ăsta și am zburat cu companii ok, mă refer la Qatar, la Turkish, la, adică uh -huh. am zburat cu și numai la business, dacă ești antrenor și numai la business îmi luau de fiecare dată, adică n-am mai avut probleme și am trecut peste, dar ce e curios că vorbeam, eu sunt prieten foarte bun cu mulți piloti de la Tarom, și uh, cei ce curioși și ce se mirau și ei spuneau că de cele mai periculoase și cele mai multe probleme se întâmplă în momentul în care decolează avionul sau aterizează. Atunci se poate întâmpla ceva. Când e sus, e destul de greu să se întâmple ceva. A zis că și aripile, cât ar fi de uh, turbulențele de mari, ele pot veni așa, de exemplu. Da. Sunt flexibile, sunt, nu este niciun fel de problemă. E Mie, cea mai mare problemă este când sunt sus și nu văd Pământul. Eu stau numai la geam, niciodată, niciodată nu la culoar sau la asta, mai bine nu zbor. Și să vezi pământul. Și să văd pământul. Dacă văd pământul prin trenor sau așa și senin și văd pământul, sunt liniștit. Când începe să-l tremure sus, atunci ai e cel mai frică și nu știu de ce, că atunci îi spun că nu este absolut nicio problemă. E, la aterizare și la decoloare, decolare, când eu văd că e pământul aproape, nu am niciun fel de stres. Curios. Spuneam în deschiderea acestui episod că ești un personaj celebru, unul dintre cele mai mediatizate din ultimii ani și nu doar din ultimii ani. Spune, când a fost momentul ăla care ți-a schimbat viața din acest punct de vedere? Când a fost? Pentru că tu, din păcate, n-ai fost un jucător de echipa națională, pentru că era o concurență absolut nebună n Ai jucat uh, în statele Unite ale Americii generația de etăcă, etăcă. n Ai fost în echipa Sevilla 86 și cu da. toate astea și am un... reușit. Ai reușit. Am Cât... reușit. Care a fost momentul declicul la care uh, ți-a uh, declanșat uh... Dumitru Dragomir și Jean Pădureanu, să numesc personajele care m-au ajutat enorm. Deci eu ce se întâmplă am început ca Meseria de antrenor am început-o ca antrenor secund la, la, Rapid. Și era Răzvan Lucescu la momentul la antrenor și Dinu Gheorghe președinte. Și la momentul respectiv n-au reușit să să-mi dea un salariu. Practic salariul meu se ducea doar pe motorină care l-aveam atunci. Eu stăteam pe calea călărașilor. Mă mutasem cu soția mea într-un apartament. Și de pe calea călărașilor până la pro-rapid în București noi, eu dacă mă duceam de două ori, că nu aveam loc niciunde să dorm acolo, fiindcă erau în cantonament jucătorii la prânz și aveam două antrenamente, dacă făceam patru drumuri din astea, se ducea, se ducea salariu. salariu. Aveam 14 milioane vechi pe vremea mm -hmm. aia. Erau, nici nu știu cât erau, 400-500 de dolari, nu știu, mi se ducea. Deci, practic, am început așa și... La momentul ăla a zis, zice, bine, hai să încercăm, au vrut să mărească contractul, ce te duci la echipa a doua. La echipa a doua erau niște jucători care nu mai vreau să le dau numele și care îi controla altcineva. Și am avut vreo două meciuri în care am simțit că nu este, nu este ok și a venit din Gheorghe la mine, care era președinte și mi-a zis, băi, nu poți, te lucrează, ăsta e omul care în spatele lor și astea zice, întoarce-te la echipa întâi. Zice, vină la echipa întâi. Și atunci mi-am dat seama că se întâmplă, e ceva putred, zic, omul ăsta lucrează în club, eu nu vreau să-i pronunț numele, că îi dau valoare. Omul ăsta lucrează în club, tu ești președintele clubului, zic, Dinu, cum? Eu am făcut ceva pentru Rapid, ăsta n-a făcut nimic pentru Rapid. În fine. Începe zic, cu Z? Nu, nu, no. No, nu nu, Zota. nu da. Mihai Stoica, uite, de exemplu. Mihai Stoica a fost jucător pe la Dinamo și pe la... Așa. Uh, da. Și am zis, zic, cum? Zice, sunt câțiva jucători la echipă care nu vor, care așa. Și el îmi spune mie, ce te să-mi aduci programul de pregătire înaintea fiecarei săptămâni să-mi arăți ce faci la antrenament. Păi zic, cine ești, mă, Muriniu, cine, cum să-ți aduc programul de pregătire? în ce calitate să-ți aduc ție să spun ce fac? Ok, spun, îți dau datele de antrenament, îți spun, dar cum să-ți detailez eu ce fac la, acest, la licența pro, dau examen. Și asta. Și am intrat într-un conflict, m-au curățat între etape, după care mi-am dat seama că nu, nu e locul meu acolo și am zis, mă tot suna Sabau să mă reapuc de fotbal. El era într-o la Bistrița. Și zic, bă, nu m-am dus la Neluțu, mamă, și avea Neluțu un preparator fizic, când m-a alergat de două ori de astea, zic, bă, frate, eu am 33 de ani mai de lasă-mă, mă, neluțule cu astea. Am stat două săptămâni și am plecat. Am jucat un meci și am plecat. Zic, nu, mai gata, trebuie să mă apuc de antrenorat. A venit o ofertă de la... O să ajung la Mitica Dragomir și la Deanjean Pădureanu și să spun de ce. A avut o ofertă, a venit un băiat, Gianni, care avea o afacere până în sectorul 3, are o piață acolo, la trapezului, și ținea o echipa, a Rocar. Și mi-a zis, dovrei să fii antrenor la rocar, uite așa, așa. Și zic, bă, da, cum să nu? m am înțeles atunci la salariul nici, da, îți dai să mă, nici nu mă interesam, doream foarte mult să antrenez și să iau eu deciziile. Am antrenat, i-am dus până la baraj să promovăm în divizia B, a apărut Dodu Berceni, după aceea o da, echipă, da, da, da. Dodu, o, o echipă, un om extraordinar de sufletist și care a vrut să facă multe și a luat progresul după aceea, a apărut Dodu Berceni, cu Dodu Bercele, am avut rezultate extraordinare și a vrut să mai ia la progresul. El a luat progresul. Dar la progresul, la momentul respectiv, era Panduru, antrenor. Panduru și președinte Brotac, ăsta care avea da. firma de așa. Și da, erau prieteni, erau astea, cu toate că erau rude cu așa, Dodu a vrut să mă aducă pe mine. N-avea cum să-l dea pe, Prodan afară, pe Panduru. Panduru afară, eu nu vreau să fiu secund. Panduru fiind prieten cu mine, da. întâlnindu-ne în Portugalia, el juca în Portugalia, eu jucam, Prieten soția, prieteni, eram prieten de familie, în fine. Și atunci am intrat în depresie. Atunci am făcut depresie în momentul în care am plecat de la Dodu, mi-a promis că mă, 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 duce la că mă duce la progresul, era un pas important, o echipă importantă, era în divizia B, dar nu conta. Și am și și făcut depresie și în ce am constat? Simțeam că orice mănânc îmi rămâne în gât orice mănânc, rămâne în gât și că mă sufoc. Și am slăbit vreo 12 kg atunci, m-am dus, mi-am făcut toate examenele posibile și imposibile, m au băgat pe gât tot felul de firișoare, fire, camere, de -a luat vederi, să vadă dacă n-am ceva. Am fost la cei mai renumiți, ce domne nu e, de, la, de aici ați pleacă tot, nu știu ce, pe nerealizări, pe așa. Și timp de 9 luni de zile n-am mâncat decât supă pasată, care mi-o făceam eu, deci sunt puțini care știu lucrul ăsta, ești primul la care dezvălui lucrul Supă pasata care mi-o făceam eu, mă duceam în piață dimineața și îmi cumpăram dovlecei, morcovi, legume, mi le fierbeam, aveam un uh, storcător din asta, un așa, care mi le făceam, mi le pasa și mi le făceam și nu mâncam decât supa aia cu miez de pâine, nici coajă, că simțeam că rămâne în gât. Deci de aici am plecat, eu ziceam că am ceva în gât și că rămâne coaja, că mă nec. Luam o pastilă dimineața care trebuia să o iau, și nu o luam decât cu iaur, nu cu apă. Tot de aici, că ziceam că rămâne în gât. Dar în ce am trecut. Și a durat vreo 9 luni de zile. Deci nu mâncam decât Supă. supa pasată asta și cremuști. Atât am mâncam. 8 luni de zile. Cremuști fi moi și alune. 8 luni de zile am mâncat numai asta. 8 luni de zile. În decursul celor 8 luni, după o lună, m-am dus la biserică. Și în momentul în care m-am dus la biserică, și am pășit în biserică, mi-a sunat telefonul. Nu, deci nu este nicio jur, n-am nicio... Mi-a sunat telefonul. Și zice, era Dodo, și zice, unde ești? Și zic, la biserică. Zice, bine. Și el era un tip foarte credincios. Zice, roagă-te, stai acolo și după aia vină la club să semnezi contractul că ești antrenorul progresului. N-am mai stat la biserică, ce să mai mă rog, niște Mi-am făcut cruce, am aprins două lumânări și am plecat, am semnat, am dus la progresul. Mă băteam cu Ceaclău Piatra Deams care era forță, cu Florin Marin, cu Ștefan atunci, cu Astra, care era de a petre buduru, cu Nicolae și da. cu asta vreau să intre, și noi, Progresul, care eram cu Dodu Berceni și care i-am luat după locul nou și am dus pe locul 2. Dodu a avut probleme financiare. S-a retras. S-a retras. Făcusem o echipă extraordinară și că foarte bine, eram pe locul 2. Mi-aduc aminte chiar apropo de am avut meci la Pietra și când m-am întors am făcut și accident pe la m am răsturnat, am avut o cumpără la, pe la Urziceni cu, cu mașina și am avut șansa cu mașina clubului, în fine. Am avut șansă și am, tu -am pățit nimic. Eu conduceam și pe contrasens la Urziceni ai văzut că te duci o bandă jumate, de fapt toată da, lumea da, se da. intră în panică acolo, toată lumea crede că sunt patru benzi, de fapt, dar o bandă jumate cu o bandă știu, jumate. Știu, știu. Da. Și... A intrat unul în depășire și l-am văzut că venea de alatul către mine. Nu aveam unde să mai mă duc. Dacă luam stânga, intram în coloană, dacă intram în el frontal, ne făceam praf și am tras de volan, am trecut printr o cruce, și care era murise cineva, probabil, și cum se face pe marginea drumului, și pentru un sem din ăsta de, sau un copac, nu mai-ți minte. Păi... Și am căzut în 2 metri, cam 2 metri ne-am răsturnat și am căzut jos în pe câmp, cum ar veni, și o să puțin mai înaltă. te am intrat printre astea două, am avut șansă. Ne-am răsturnat de vreo 3 ori, n-am pățit nimic. eu cu Daniel Dumitrescu, era antrenorul meu, secund, care jucase cu noi la sportul, și cu Costeloneagu Oneagui, era președintele clubului atunci la, la posesem, director sportiv, de fapt, îl luasem la, la progres. Și, în fine, am scăpat, ne-am avut, ne -am dus la... Da, grav, adică am scăpat, suna acum așa... Am scăpat, ne-am răsturnat de trei ori, deci am avut șansă mare. Mi-aduc aminte, după aia venit ăsta, nici nu știu cum a scăpat, am văzut că a venit elicopterul, a luat, avea două fetițe și soția, le-a luat cu elicopterul, cu zmurdu, din ce mi-aduc aminte, noi n-am avut. Eu doar puțin un Accident Blocat. Foarte grav. Da. Dar uh, ne-am dus la, la, spital în Urziceni și când am ajuns acolo am crezut că e cuibardă, găinzii, Bă, frate, unde ne-am dus ăștia? Totul alb. Trăgeau alea, nu le mergea alea să ne facă, nu știu. Zice, hai că ați venit bine. A venit unul de acasă zice, eu sunt radiologul, să ne facă, zice așa, niște sandale. Zic, bă, frate, zic, de unde ești, mă, radiolog? Că nu avem niciun halat, păi el nu avem nicio asta. Zic, haide, zic, hai să mergem la București repede, nu știu ce, cât mai avem până la București. Mă dorea umărul puțin, în fine. Și aflând că ce-a pățit familia respectivă, sta șoferul, avem și ne-am întâlnit cu el, că a venit cu poliția să semnăm proces verbal și asta și zic, băi... Cum poți să intri, mă, cu logan, să intre așa? Domne, că mă uitam la telefon, că nu-ți spui, bă, tu ești inconștient, unde-ți familia aceea? I-am -am început să plâng, i-am nenorocit și am mi-a dat să semne și am zis că n-am nicio pretenție, pretenție și n-am nimic plângere să-i sau... facă plângere, să-i fac ceva și i-am zis, dute, Dumnezeu să-ți ajute. Deci ai fost și... una dintre cumpenele primele cumperea, din cumperea. viața ta. Și după aceea, că aici am vrut cu să. Progresul? Ajung, cu... Da, m-am dus la. simțeam că pot simțeam că pot mai mult, simțeam că pot mai mult și fiind cu progresul având problemele care le-am avut, Astra ne-a petre Buduru, unul dintre cei mai vechi președinți care i-am văzut vreodată, ce a făcut? Au luat de la progresul cei mai buni jucători și poșu mudică ca să-i distrugă pe progresul și să promoveze ei. M-am dus la Astra, am promovat cu Astra, după care a venit tot din de sus că trebuie să vină comisarul moldovan antrenor. Și mudică, dă-te la o parte. Pe filiera din albastră. din albastră. Da, zic bine, mă. Zic asta este. Și mă duceam la Dumitru Dragomir. Mă admira așa, mă văzuse, auzise că joc un fotbal plăcut, nu știu ce, și mă duceam. Și am zis, mă, n-am cum să-l scap, omul ăsta cu tupeu, zi de zi mă duc la el la ligă. Și m-am dus la el, i-a plăcut de mine și îmi zice în felul următor, zice, uite băi, fii atent. Diseară, zice, e ziua mea, zice, și-o fac la doi cocoși. Ce nu vine niciun, numai președinți de cluburi, numai oameni de fotbal, numai asta. Numai dacă te văd că vii acolo... Ești cineva. Ești cineva. Când am auzit, eu am un unchi care este unul dintre cei mai buni pictori din România la ora actuală, Nicolae Blei, și m-am dus, zic, fă repede un, un tablou, că zic, sunt invitat. Îmi bătea inima, îți dai seama, când am intrat. M-am stat la masă, era și unul cindrea de pe la Romgaz sau ceva de genul Da, ăsta Corin, e, Codrin. Codrin, nu Codrin nu cimbra, cimbra. Asta de la Romgaz da. asta cu el la masă cu Dumnezeu să-l odihnească. Era un domn, un, un lucra la Cap de Zimbru, îi spunea. La, uh, era din hotarele cu, cu tata. Lucra la legitimări, la ligă. Au venit toți de la ligă. Uh, Ionescu de la da. ligă, tot la fel care a, da. care a, care a, care a decedat. În fine. Și uh, m-a pus la masă acolo. Avem niște emoții, zic, Doamne, ce caut eu aici? Vedeam toată lumea bună a fotbalului, impresari, președinți de cluburi, nu știu ce. Dar a zis, duma să te vadă lumea acolo. Bun. Au trecut 5-6 zile, 7 zile. Eu am plecat după o oră. Că nu a, a, deci n-ai. Uh, nu, 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 am plecat. Dar mai mult decât să salut. Nu, salut nu, și... nu, 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 nu. Doar să, așa da. zis el, să vii să te vadă lumea, nu știu ce. După o oră, după o săptămână am plecat și m-am dus la el Și ce bine, stai jos aici. Zice. A pus mâna pe telefon și ce băi, Jeane. Și l-a sunat pe Jean pe Ce bă, dau un antrenor, să te scapă de la retrogradare. La Bistrița era antrenor Halagian cu unul din frații Pană, Marian Pană, nu Costel Pană. da. 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 Și zice, îți dau un, un antrenor, zice așa, 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 am înțeles care are probleme de sănătate, nu mai vine, nu știu ce, îți dau un antrenor trăs de pășumudică, nu știu ce, nu știu. Eu mă știam Neajan, fiindcă Neajan îmi nea fusese președinte la Rapid, am vrut să mă duc atunci cu Sabău, mă cunoștea. Uh, ce bă, lasă-mă să mă gândesc. Ok, a trecut, cred că au trecut vreo 5-6 zile și mă sună Neajan. Mi-a trăsărit inima că n-am văzut numărul. Zice, Șumi, zice, unde ești? Nu ești mașină? Încă? Zic, nu, de ce? Am crezut că ești mașina mașină spre Bistrița. Zic, nu, ne ne nu. Zice, vrei să vii cu avionul? Zic, nu, vin cu niciun avion. <gântu -i> ce zic, avion? Și asta. Ce du-te, bagajul și vină la Bistrița, că ești antrenorul echipei. M-am dus la Bistrița și mi-a zis, vrei să-l ții pe Marian Pană, că uite, avea licență pro și asta, zic. M-am dus cu un preparator fizic, Bebe Bărbulescu, care a lucrat cu mine la început și care a fost și când am, -am luat campionatul. Și la Astra, da. La Astra. Și am stat cu el vreo șapte ani a lucrat cu mine și am zis, zic nu, eu lucrez doar cu băiatul ăsta și zic că îl țin pe Negrean și pe Coroian. Erau care, de casa. au fost, da, și țin cu mine, zic Coroian mai și joacă, mă ajută, Negrean o să fie ok. Și am făcut o echipă, i-am luat după locul 15, erau la retrogradare și am terminat pe locul 9. Am făcut 0-0 acasă cu zicine au pierdut campionatul. 1-1 uh, cu Steaua. Uh, i-am bătut pe Dinamo uh, am făcut niște rezultate am bătut pe la Alba Iulia am făcut niște rezultate extraordinare și l-am și descoperit pe Junior Moraes atunci vârful de atac Știu. pe care l-a luat și Actior sau l Dinamo luat, nu, metaluri, l atunci l-a luat Metalur Doneț dar cum, eu l-am adus săracul n-avea decât o geacă pe el, nici n-avea geacă de iarnă venise din Brazilia cald un frig la bistrița, i-am dat geaca mea, zic, uite, ia geaca, nu știu ce, și mă certam cu neajan, Dumnezeu să-l odihnească, că nu vrea să-i mai pună 50 de mărci ca să-și ia garsonieră să stea cu soția. Zice, să stea la club. Zic, bine, îi dau eu de la mine, zic, ne facem de rușie, 50 de mărci la chirie. Rușie, la chirie. Și l-am adus, am plecat în turneu în Antalya și am jucat vreo patru meciuri. După două meciuri, au venit unii din Rusia și a zis, vă dăm 600 de mii acum. El nici nu înregistrase contractul la ligă deja, L-a pus pe la l-a sunat acasă. Bă, registrează repede contractul la ligă, nu știu ce. Păi noi ne costase jucătorul ăsta 5.000 50 de dolari. 5.000 de dolari. Nu știu ce s-a întâmplat atunci, l-a pierdut cu 1.400.000 pe la Betalur, Doneț, cu povestea cu impresar. Cu să-l și steau atunci. Da, 1.400.000 și rapid au vrut să-l ia. L-a pierdut pe 1.400.000 după care a ajuns la șactior și s-a vândut. Și acum mai mă sună și îmi zice, îți mulțumesc pentru tot ce datoreze datorez enorm. Eu l-am văzut, cred că 10 minute m-am uitat, știam, am luat niște referințe. Fratii sunt mult mai bun jucător, câștigase Champions League cu Porto sau UEFA, nu mai țin Europa League, cu Mourinho antrenor. Mm -hmm. Un de atac mai bun ca el, dar și-a rupt genunchi, am doi genunchi, a făcut uh, ligamente. Și de așa am ajuns la Bistița. Și de acolo după, a început după a... am venit la Rapid. Urcușul, la urcușul, da, urcușul tău. Am venit la Rapid, am stat aproape un an la rapid, fără patru etape, dar îmi scriseseră deja, să zic așa, demiterea că vreau să vină alt antrenor. A venit alt antrenor după mine. Nu mai contează ce, ce s-a întâmplat. Am pierdut Becea acasă 1-0 cu sportul. Acolo a fost și uh, contaminarea? Legată de rapid sau tu deja... Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Ei au vrut să mă curețe... Da, în ăla... Și au făcut suporterii presiune, mi-au făcut niște pancare. A fost ăla cu gaz metan când eu am intrat, m-am aruncat pe burtă și asta. dar am făcut gesturile alea știind ce se urmărea în spatele meu și ce doreau să fac. Uh -huh. Vreau să-l aducă pe pustai. Și eu aflasem și atunci galeria a avut o reacție pro și atunci eu m-am luat valul, m-am culcat pe acolo, l-am pupat pe Crăciunescu. La... după care. Da, la ăla, eu eram condus cu 1-0 am făcut două-trei schimbări și am întors rezultatul cu 2-1. Și am câștigat. În fine, și am plecat de la, de la rapid în 2000, 2010 și am început să, să urc în carieră și să să, să să antrenez. Chiar dacă am antrenat foarte foarte multe echipe și am foarte multe echipe în CV, am antrenat fiindcă n-am acceptat să și am intrat în conflict cu fiecare. N-am acceptat să-mi facă nimeni program, niciodată. Dar spunem acum, dacă ar fi să tragem linie, ce ai realizat e peste ceea ce ți-ai imaginat și ca jucător și ca antrenor, la momentele respective. Nu, 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 nu. nu, nu. Eu îi spuneam și soția mea mea martoră și zis îi ziceam, plecam pe hol și băceam spre lift și ziceam, ține minte, Lili, nasul ăsta mie îmi spune că o să ajung antrenor mare. Zice, ține minte, eu o să câștig campionate ca antrenor, ține minte ce spun. Când eram, când eram jucător și trebuia să fac pasul de la, să, să mă apuc de antrenorat. Și uite că s-a întâmplat, fiindcă mi-am dat seama și cam una din calitățile mele, sunt și defecte, e clar, dar una din calitățile mele ochiul la jucători. Dani Coman îmi spunea chiar zilele trecute, vorbeam cu el, ce băi, și -mi țin minte, noi stăteam două, trei ore să ne uităm la o echipă adversă sau la un jucător și tu veneai 10 minute și ne spuneai tot ce vedeam noi în trei ore. Și tu te uitai 10 minute și ce eu n-am văzut așa ceva. Și de, cred că da, a avut și acea intervenție când a spus că dacă era în locul lui da, zice luași o geacă. Da, zice, luaș o geacă și ce ia mașina. Ca să de nu răcești. Da, acasă, da. Dar deci... spunem, de unde a provenit dragostea asta profundă pentru Rapid? Pentru că tu n-ai uh, făcut junioratul acolo, n-ai fost Maftei, n-ai fost Ienci, n-ai fost Naestanciu, uh, n-ai fost pe Pancu. Pe ce, pe ce ăștia rapidiști? Ăștia rapidiști? Nu, mă refeream... Nu eu din zic că sunt. sunt mă refeream la numărul nu. de sezoane petrecute ah, acolo. Ok. La asta mă refeream nu. eu. Eu și Maftei, jos pălăria și... Dar ei sunt veniți... Maftei a fost pe la Pitești? Ei ce a venit de la Piatra Nemț? Cu tot respectul pentru toți dintre ei. Eu am venit din piața romană... Asta vreau să aflu. La 5 ani. Okay. Mi-am dus, mi-am cumpărat stofă și mi-am făcut steg. Și la 5 ani mă ținea bunică-mea un brațe așa, cu tramvaiul 87, îl luam din piața romană până la Buzești și de la Buzești tramvaiul 3 și mă pe Uranus pe Republicii. Și mă țineam în brațe că aveam plăcere să țin steagul pe, pe asta. Pe asta înseamnă să fii rapidist. Și de ce rapid? Eu m-am născut rapidist. Fiindcă bunicul meu jucase la Carmen, fusese portar la Carmen pe vremuri și era rapidist. Și se ducea la meciuri la rapid. Și la 5 ani m-a luat și pe mine, pe Republicii. Și când am văzut că a început să bată tobele alea și cum făceau oamenii ăia și am văzut 30.000 de spectatori pe Republicii, am zis asta e echipa vieții mele. Și eu tot timpul am fost Azi. un om care am fost alături de cei asupriți, așa, care, nu știu, eu mereu am vrut să ajut pe cei care, eu, de exemplu, mă duceam în parc cu soția mea, bă, și când o vedeam pe una că stă și fumează pe bancă, și copilul era în un leagăn și i-a dat un leagăn în cap, era să o bat pe aia, zic, băi, ce faci, bă, cum tu stai și fumezi și fitul din leagăn, chiar nu, nu, nu ai... Adică un tip care tot am... Altruist. Exact. S-a întâmplat o dată, eram în liceu german, fac trei de la una la alta, eram Foarte în liceu mic. german. În liceu german, <coughs> ghiote acum, am făcut doi ani, am făcut doi ani acolo și doi ani la Mone, eu am terminat. Și în liceu german era directoare, era unul, Herescu, scrisese manual de matematică, deci profesor foarte bun, și directoarea ajuntă Jinga, era profesoară de română, care soțul era ministrul învățământului. Și la un moment dat, pe hol, o văd pe o fetiță, fetiță, era clasa 11, plângea, de pământul, îți dea cu capul de calorifer, l am figurat. Uh, zic, bă, ce s-a întâmplat, și ce... astea... Păi m-a lăsat cu nu știu ce, nu știu. în nebunia mea am deschis ușa, am intrat în clasă, altă clasă. Și cum îți permis? De ce îți mă de copilul ăsta? Ce a făcut? Ce nu știu ce? Nu... Eu o trăgeam la răspundere pe profesoara respectivă la fizică. În spatele meu, jinga, cu catalogul se ducea la altă clasă. Domnul Șumudică, da, exmatriculat. Cum vă permite să intrați să nu știu ce, să nu știu cum? Vreau să zic, tot din dorința asta de a ajuta pe cineva. la a chemat pe tata la școală, L-a chemat pe jurcă la școală, pe întâlnărul meu, mi-a dat o bătaie de marop, m-a băgat într-un vestiar și mi-a dat niște pum și niște palme și niște astea. Nu rușine, mă cheamă să roșesc în față. Și eram capitanul echipei la momentul ăla la, la juniorii sportului zdențesc, eram capitanul echipei și mă face să roșesc, să nu știu ce, să nu știu cum. Și am zis, na, asta e, s-a întâmplat și tot timpul am fost alături de oamenii care, da. care simțeam că suferă. Și atunci am zis rapid, au... rapid, Și am început, m-am dus în galerie și am fost cu ei și strigam. Am plecat de la stadion, pe jos, de la Republicii, cu toată galeria, pe calea Victoriei, țin minte și acum că m-a luat, luat, poliția și m-a dus la circa 1, de mi-a luat amprentele și strigam, hei, ha, hop și așa, am bătut miliția, în Victoria pe vremurile aia. da, da, da. Pe vremurile Și m-a luat, mi-a dat la bulane din alea pe spate, m-a rupt cu bătaia, mi-a așa și m-a dus acasă cu tuș pe degete, cu, cu ce? Inelarul, pune ăla. Da, da. Când m-a văzut tata, m-a rupt și tata cu bătaia. Bă, ți rușine, mă bă, eu în viața mea, n-am avut probleme cu așa cum, ce înseamnă asta, nu ți -e rușine, nu știu cum și nu știu ce. Și uh... Am avut noroc și, apropo, și cu părinții, am avut noroc fiindcă da. tot timpul au fost alături de mine și au vrut ei, au vrut tot timpul. Și acum, mama, te duci la podcast, da, te duci acolo, vezi ce vorbești, te duci la emisiune, te rog frumos, nu te dau spectacol, te rog frumos, iar, măi Marius, îți faci dușman, măi Marius, mă omoară, mă omoară, îmi face o polologie. Da, înseamnă că acasă. te și urmărește da, uh, fiecare da, intervenție, da, fiecare da, da. Da, dar, propoziție. Da, spune unde să mă duc, dacă să mă duc acolo, dacă nu, are ideile ei, nu te duci acolo, nu lucra cu ăla, nu e bine, tu ești așa, tu, în fine. Și... Uh, dar te-au ținut din scurt cu în rapid. tinerețe? Părinții, părinții, te-au ținut din scurt, adică nu. riguroși? Nu, nu, nu. nu. Ok. Nu. Dar, uh, nu, și am avut și un episod al jocurilor de noroc peste care am trecut și asta a fost o mare cumpără a vieții mele, fiindcă am avut anturajul de așa natură, uh, jucam la, la jocuri, mă duceam până în cazinouri, jucam, după care, slavă Domnului, am reușit să... am avut un episod, am trăit un episod, am venit dimineața acasă și nevastă mea îl ducea pe la mic la școală și cred că împățat de mai că să n-am întrebat nici până acum, că mi-a fost rușine, îmi zice filmul, zice, tată, într-o zi o să ne vin și pe noi. Și atunci am așteptat-o pe soție să întoarcă de la, de la școală și m-am dus la biserică. M-am rugat la Dumnezeu să ies din starea asta și am luat-o pe soție. Erau nouă ocazii nouă, ți minte, și acum în București. Și m-am dus la toate și mi-am dat blacklist. Și de asta spun, familia mi-a dat echilibru. Mi-a dat echilibru, m-au ajutat, am scăpat de această povară. Și uite, acum sunt și dacă mâine mă las de fotbal, sunt liniștit și duc o viață liniștită cu, cu, cu familia. Respectiv, m-a întrebat, scuze, mă că te-am cu rapidism. Nu, voiam să spun apropo de uh, și de sponsorul nostru, până la urmă, da. Betano, da. că inclusiv pe pagina lor și pe toate. Uhum. paginile caselor de pariuri există mesajul să joci responsabil. Adică noi, e, lumea zi... trebuie să înțeleagă faptul că dacă joci responsabil nu, da, este... atunci este ca orice nu, activitate da, la, de relaxare. La, la noi lumea e bolnavă, spun eu. La noi eu degeaba spun. La noi 80-90% dintre bărbați joacă la pariuri, spun eu. Sunt și femei care joacă. Dar asta nu e adică, nu, 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 asta, asta nu e. Nu, 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 asta e un dar, e un uh, un viciu. Mod pentru unu, E un viciu, dar pentru unul e un mod de a te relaxa, dacă okay. ești conștient și nu-ți pierzi casele, exact. nu pierze asta, dacă exact. să fii conștient, să știi că dacă vrei să te distrezi, vrei să, să o ai ca pe distracție. Eu nu știu cum să câștig. Și acolo. Când jucam, nu jucam să câștig, eu vreau să am o miză când mă uitam la meciul respectiv sau ceva de genul ăsta, înțelegi? Da. De exemplu, vreau să văd Real Madrid ca și cum aș fi pariat cu un coleg în casă și ce-am tu i-ai eu sau iau Real da. Sau ceva joacă de genul, din asta, sau da, joacă din asta. Da. Adică nu, eu nu, nu sunt contra. Acum, din punctul meu de vedere. Păi dacă n-ar fi, fi casele astea de pariuri și n-ar fi, cred că, fotbalul românesc fără banii din televiziune și banii de la sponsorii ăștia care sunt, în general, cum e Betano și altele, nu le dau numele, și asta n-ar -ar scrie sufraviție. peste tot în, în deschiderea... Uh paginilor, da? da? Acestor case de pariuri. Când simți că bă, nu mai deții controlul, oprește-te, joacă responsabil. ca lumea trebuie să se uite întâi înainte e de la a... Fel exact. e la fel ca un medicament. Exact! La fel ca un medicament. Ca și alcoolul, ca și multe da. altele. Asta În fine, de să ne întoarcem... Suma vicilor, Viorele, e egală. Corect. Unul bea, unul fumează, unul... Joacă la pariuri. Unul de acasă, unul joacă la jocuri, nu numai la pariuri, și la... Da, deci, întorcându-ne la Rapid, am înțeles acum deci de, de ce dragostea sunt asta a da. sunt. De, de, la 5 ani. de la 5 ani am mers și am prins de la Bimbo Paraschiv, Ion Ion, Petcu, Fogoroșii, Bratul Pârvu, ce să-ți mai zic. Știam, știam echipa Ionita Manu Portari, Grigore, Fundar Central, l-a adus de la Metalul. Deci eu aveam 5 ani, atunci îți dai seama. Mario Agiu. Uh, și am văzut meciul când a jucat cu, când a intrat uh, rapidul și a avut primul meci cu, cu FC Argeș pe Republicii și juca Dobrin la FC Argeș adică eu de atunci m-am dus cu ei eu m-am dus cu ei în deplasări cu galeria eu mă duceam la Hamba, la basket eu știam. Da, și acum, când ai venit da, din Turcia, da, era în galerie. Asta, sau... da, eu știam, la, mă duceam când veneau 50 de oameni la, la volei și știam pe Daniela Buclea, pe. știam e, jucătoare, pe Cristina Vărzaru, când era la Rapid, mă duceam să o văd la, la Hambal, Palina Alina Dobrin, pe vremuri, adică eu. Asta a fost Rapidul pentru mine. Eu abia așteptam să pună pozele pe vremuri, la Rapid. Era un panou la Giulești și puneau pozele cu faze din joc cu faze din joc, că ei jucau la ora 11 și abia așteptam lunea sau marțea să pună pozele să mă duc să le văd. Era viața mea să mă duc să le văd și să stau de vorbă cu suporterii care se aduneau acolo, de la neon Pufoică, că Dumnezeu să-l ierte, care a murit și tot așa, se aduneau, pentru care și bunica mea, 34 de ani și discutau și apă, intram pe acolo pentru era un copil și intram să mă duc să văd ce zice Aolo pleacă Vili Guanță că vrea să le ia Dinamo a zis că îi dă așa da poate vorbim dacă îi dă o aprobare de aro mai rămâne pleacă nu știu cine pleacă pe păi prins meci care n-am stat cu picioarele, în, în, cu picioarele pe pământ, pe, să, simt, să simt gradenele de sub, din tribună, fiindcă mă luase valul, i-am bătut, vezi. pe Dinamo, i-am bătut pe Dinamo pe 1-0, l-a driblat pe Moraru, pățețe Moraru, Vili să și-a dat gol, 1-0 și... Uh, uh, am trăit, m-a luat valul, deci mă plimbau, uite așa, eram în puhoiul de lume și eu nu mai ajungeam jos. Și mă plimbam, era tribuna a doua plină pe Giulești. Mă duceam, jucam de la 9 la juniori, la pauze ieșeam, mă dădeam accidentat sau ceva, așa, și fugeam repede că jucam la CFR BTA, care era pe Giulești, la capătul da, Giuleștiului, în da, da, piața Giulești și veneam ca la 11 să prind când jucau cu automatica, cu zalupca și cu toți care erau pe la automatica și nu știu ce. Ăsta am fost, eu am fost... Degeaba se supără ei și spun eu am fost rapidist de 5... De, de a că și pancu, de exemplu, ok, n-am nicio problemă nici cu pancu, chiar ieri am avut emisiune și am fost cu el. Sunt rapidiși și sunt așa, Daniel Niculae, dar Daniel n-am păi nimic cu Daniel Niculae, Daniel Niculae până la 15 ani a jucat la Dinamo. Până la 15 ani a jucat la Dinamo la Vaișcovici. Adică, stați puțin, trebuie să facem o diferență. Astea, dar n-am nimic împotriva lor n-am nimic împotriva nimănui adică sunt rapidiști care au devenit în momentul în care au apărut la Clubul Rapid eu am crescut cu Clubul Rapid deci eu de la 5 ani din suporter am devenit angajat al Clubului Rapid jucătorul Clubului Rapid și antrenorul Clubului, Clubului Rapid deci e o diferență, este o mare diferență presupun că cele mai frumoase momente din viața ta uh, au fost atunci când dar, ai la debutat campionat. la Rapid când, și, la rapid. și când ai luat campionatul ca jucător da. și când ai luat campionatul ca, mă rog, antrenorul a luat cu Astra, de asemenea, moment frumos, dar vorbesc de rapid aici. Da, nu dormeam, nu. Ce să, nu, dar cele mai. ca jucător, cele mai frumoase momente le-am trăit uh, la Rapid, când am fost campion cu Rea Mircea și în Ungaria, unde am avut un sezon extraordinar, un sezon în care în 36 de meciuri am marcat 27 de goluri, niciunul din penalti și 17 cu capul. Am și acum trofeu acasă, Arani Fei mi-au dat capul de aur în uh -huh. Ungurește, o statuetă cu o minge aici. Deci ca jucător la Rapid, iar ca, ca antrenor, pentru mine, cea mai frumoasă perioadă a fost în momentul în care doi ani la rând i-am scos pe West Ham United. Da. Și când l-am scos cu Bilici... Din Europa și, League. Da, din Bilici ne-a pe hol și a dat mâna cu toată lumea și a zis, sunteți o echipă formidabilă, zice sper să nu vă mai întâlnești și la anul, după al doilea meci. Ce sper să nu vă mai întâlnești și la anul. Și, ca să vezi soarta în viață, peste doi am întâlnesc cu el în Arabia Saudită, el la Itihad, eu la Shabab. Și mă duc și să băteau la campionat și am făcut 0-0 la ei acasă. Și ce iar te-am întâlnit, iară, nu știu ce. Da. Și râdeam așa, și... Ce să, astea, astea, sunt împliniri, astea sunt momente de viață. După care, ca antrenor, în momentul în care antrenezi Ți-am zis jucători de mare calitate, Samoa Gian, capitanul echipei naționale a Ghanei, îți dai seama, și mare jucător. Uh, am avut Banega, ți-am zis uh, prin primă mână. Am avut uh, patru jucători care s-au -au dus la campionatul, la campionatul mondial acum și au bătut Argentina în, în primul meci, <coughs> în Qatar. Deci, jucători care, chiar ieri, am primit un mesaj de la un, de la un jucător. Naua Abid, numărul 10 de la echipa națională, care pe mine mi-a zis, zice, ești cel mai bun antrenor cu care am lucrat vreodată și indiferent că am fost la Hilal, am fost unde am fost, ești cel mai bun și nu o să uit niciodată caracterul și personalitatea ta. Azi noapte mi-a dat mesaj. Am rămas așa. Astea sunt... Împliniri și profesionale, și ceea ce, ceea ce da. simți. Uh, legat de uh, cariera lui Marius Mudică, și ca jucător, și ca antrenor, uh, sunt foarte multe informații. Asta nu înseamnă că nu trebuia să punctăm momentele cele mai importante, însă uh, rolul acestui podcast este să uh, aducă în fața privitorilor detalii mai puțin uh, știute din viața invitatului respectiv. Și mai ales că tu ai foarte multe povești și vreau să ne uh, detaliez puțin să dezvolți Ați dau niște picanterii. Asta spun, în primul rând vreau să începem cu stilul ăsta al tău, inconfundabil. Dacă răsfoiești netul, este plin de momente cu Mariu și Mudică la limita dintre a râde în hohote și de a l uh, comenta da, în fel simt. și chip. Cu Colanți în vine, cu Teo Crăciunescu, cu uh, Pupat. pupat. Cu ce s-a întâmplat pe la Gaziantep. Tu Gazi ești Antep. pe mână cu Chirilă. Uh, tu ești pe mână cu Chirilă. La Gaziantep am căzut uh, jos. ți uh, da, le spun pe toată. Uh, cu uh, momentul ăla, nu știu unde antrenai, dar ai căzut într-o groapă. Ți-o spun, dar nu uh, știi pe toate. Uh, și, și până Cine să începem și întrebarea. Cât e improvizație, teatru și cât e nativ? Gata, A, și m-am na oprit. Nativ? Păi dacă am primit oferte să văd să joc în telenovel. Păi stai să-ți spun pe asta când am văzut. Gata, te rog. Erau de la ProTV sau nu știu de unde filmau ăștia pa cu camera. Filmau. Bă. Și la un moment dat mă enerva să emancip la un jucător și mă întorc să pun mâinile să mă sprijin de o bară, crezând că e baran în spatele meu. Era o plasă din asta care s-a dus și am căzut jos. În momentul în care am căzut jos, Aia v-am văzut că filmează cameramanul și care asta. Să nu mă fac de rușine, am vrut să o dau ca așa, am vrut să mă așez jos. Dar eu căzusem cu fundul în șanț, scuză mi expresia, în șanț. Și în șanț era apă. Eu eram mult că de desubt era apă, că venea apa de la drenajul terenului, era un șanț. Și când am rămas, am simțit apa aia, dar am văzut că e camera, zic că, -i că -i am rămas așa, știi și asta. A râs toată Turcia. Da. Deci a râs toată Turcia, asta una. A, așa. Așa, pe urmă. Începe cu... sau continuă cu care vrei. Mă duc în Portugalia, hai să spun, mă duc în Portugalia și în Portugalia, noi, nou, când am plecat în, în 99, când am plecat în Portugalia, zice, o să vă facem carduri, să vă duceți cu cardurile, să vă scoateți banii, eu de învățat, zic, păi ce carduri, vă, sunteți de bun la cap, ce carduri, zice, și vă vine acasă un uh, plic cu pinul și astea, să nu-l spuneți la nimeni, e pinul vostru, nu știu ce. Stăteam cu un brazilian, unul care juca cu mine, la un, un mijlocaj, Diego Costa, juca cu mine și zice, zice: Hai să mergem până la supermarket, să luăm ceva. Godos, se numea așa cum a supermarketul minte? Și acolo, la supermarket, o un bancomat. Bancomatul în Portugalia, atunci pe vremea aia, acum nu știu cum e, îți spunea fiecare pas. Avea un microfon și spune fiecare pas, știi? Și spunea ce trebuie să faci. Ce trebuie să faci. Dungă roșie. Ăla știa că nu trebuie să spună pinul la nimeni, nu știu ce. Să uită la mine, stă. zic, bă, ce ești prost la cap, zic, mă îmbății la dunga roșie, ce crezi că eu uh, banii? Am aflat și după aia, eu aveam 15.000 salariu și el avea 3.000. Nu știu ce, și i-am zis, bă, cum ai venit pe 3.000? Foarte bun Vreau să fiu liniștit, cu familia mea, să stau într-o insulă frumoasă, ok, asta ca paranteză. Da. Ne ducem să scoatem banii. Zic, scoate mă tu primul, că e brazilian cu da. portugheză, știi și până mă înveți și pe mine. Să duce el acolo, bagă cardul, zice, i-a zis, metocard in, inside, bagă cardul, se uită înapoi la mine iară, zic, sunt aici, bă, la linia roșie, stai liniștit. După care zice codul PIN. La un moment dat când a zis codul s-a întors către mine, s-a înroșit tot și se pune așa la microfon și zice Codico secreto, codico secreto. Să jos. Am căzut jos, nu mai puteam de râs. Am căzut. Bă, zic, bă, idiotule, pune bă contul să scoți banii. m am căzut jos. A făcut... El se uită așa, a făcut două mișcări, ce? Codico secreto, codico secreto. Am da. Și multe, nu mai sunt. Am... Dacă Asta în Portugalie. Toată... Asta da. în Portugalia. Da. În Ungaria, atunci le aveam cu cazinou. în Ungaria, m-a luat ăsta, era unul Gabor Sima, era patronul echipei și avea fabrică de cazinouri, fabrică de rulete, pardon. Da. Făcea rulete și avea vreo 600 de rulete în tot estul Europei. Îi venea o grămadă de bani pe zi. Și odată jucam cu beche și șaba, țin a doua zi. Și le-au pe Selime și eram cu Selime și la aceeași echipă și zic, băi, Tibi, hai să mâncăm și noi la restaurant. Și zic, hai să mâncăm la restaurantul ăsta lui Gabor, știi, la președinte. Da. M-am dus, mamă, și când am văzut ruleta în capăt, zic, n-am cum, mă duc la ruleta să joc, zic, mănânc pe ruleta. Zic, pac. Și mâncam, îl luase în spaghete, zic, asta nu e sănătos, bă, nu știu ce. Și am stat, eu pierd, 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 pierd. Aia am băgat din credit fata care era, că mă cunoștea. Și zic, nu mai mă până acasă să iau banii și asta. Și am jucat până la vreo 5 dimineața, la 6 să făcea schimbul. Venea să o schimbe pe fată cine urma să, să lucreze. Și ce păi minus 10 mii, zice, ce trebuie să pun banii? Că trebuie să-i predau colegii. Păi zic, de unde să pui? Că nu am niciun ban. Las a sculat pe Selime și la șapte dimineața las cu pe patron. Îi zic, apuții, problem. A Apu se zice, nu îngurește, în zic, problem. Zice, ce ce problem? Avea meci în ziua respectivă. Zice, zic, tizezer minus, zic, 10.000 minus. Zic, 10.000 de Beteg, m-a făcut, ești bolnav, Beteg, nu știu ce. Ți-am zis, ce e asta? Avem meci. Ți-am zis să vii la mine la, la, dacă vrei să joci, că ești bolnav, să vii cu, să joci la mine în fabrică. Păi ce să joc, bă, dacă nu câștig nimic să joc? Eu vreau să câștig, joc la tine în fabrică, nu știu ce. În fine, i-a trimis pe aia, au ridicat ruleta pe sus, o dea la 0. să nu știu ce, să șteargă 10.000. După masă m-am dus, m-am culcat vreo 4 ore, 5 ore, m-am dus la prânz, am mâncat cu echipa, după masă am dat 5 goluri, am bătut 5-1, am fost jucătorul care a luat nota 10 în MZT Sport, nota 10 numai eu și Bela Iles, și un fost jucător. Da, 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 da. Doar doi jucători au luat nota 10 în istorie în Ungaria. Unul am fost eu, am dat 5 goluri, 4 cu capul, le-am dat niște căpățâni, nu știu cum mai știu, că vedeam în față numai 5 roșu, 11 negru, când i-am dat, -am dat niște căpățâni, 5 unul i-am bătut, a venit după asta, zice, vreau să-ți opresc banii, din salariu nu-ți mai opresc banii, zice, și mai a 10.000 de la mine zice, pentru modul cum ai jucat. Dar din momentul de față aveți clauză toată echipa în contract, nimeni nu mai joacă la ruletă. Dacă se întâmplă, zice, de acum încolo, 10.000 amendă la da. fiecare. Mamă, și mă înjurau aia pe echipă că mai jucau și câte unii. Și ce i ai făcut? Că nu e sănătos, că nu știu ce. Și... Da, la Gaziantep de... ai spus ceva de soție, parcă, sau de... La Gaziantep i-am dus până pe locul întâi. Pe locul întâi i-am bătut pe Fenerbahce, pe, pe Besita să trimită bani de acasă. așa. Și la un moment dat, Aveam un, uh, un uh, bașcan care acum este președintele Federației Turce. Da? Doar a lucrat cu mine un an, l-a ajutat enorm ceea ce a făcut și este președintele Federației. Vicepreședintele meu este vicepreședintele Federației Turce. Chiar m-au uh -huh. sunat că să mă duc la meci cu, cu, cu Adana. Deci am o relație specială cu ei. În fine. Și, bă, tot trebuia să prelungesc contractul și tot veneau seara. Cu o zi înainte de meci, pe la 11 noaptea, 12 noaptea, spunea: Poate, de ce nu vorbim săptămânal, în decursul săptămânii, să stăm de vorbă și să stabilim nou contract? Bă, venea și mă prindea numai când eu mă gândeam la asta și venea și îmi spunea: Păi, numai atâta, că sunt taxele, că nu știu ce, că nu știu cum, mame, nerva, nu știu ce. îi dusesem pe locul întâi. Și la un moment dat au pus pe site-ul clubului că. Zice, șumudică, a primit o ofertă mai mare decât i-am făcut-o noi, ceea ce nu era adevărat, dar nu vrea să continue. Să-mi pună lumea în cap. Și atâta mi-a trebuit. Mi-a arătat turcul meu că aveam un preparator care lucra cu mine, un turc, și merge în turc, și mi-a arătat, zice, ia uite-te ce scrie. Eu eram suspendat, eram în tribună sus. Da, 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 acolo te-au prins ziariștii. Am ieșit și au venit ziariști. Și și zic că zic băi zic nu este adevărat astea sunt condițiile care mi-au fost oferite astea sunt nu știu ce și da, da am auzit că de exemplu dumneavoastră nu contează banii la dumneavoastră zice că Aveți. meciul trecut nu, dar meciul trecut ați făcut un cadou de 30.000 de euro la echipă adică le-am, eu mai dau niște bonusuri, așa, când îi simt și când astea eu mi-apropii jucători. Și le dădusem 30.000 de euro dacă câștigau, bătusem da. pe pe Beşiktaş Și le-am dat 30.000 de euro din partea mea, zic, uite, asta e așa să fie pentru fiecare împărțiți la capitanul de echipă. Ei, înapoi, s-au dus și mi-au cumpărat un Rolex din banii ea. Mi-au luat un Rolex și restul i-au împărțit. Și asta. Aveam o relație extraordinară. Eram un grup, uite așa, îi dusesem pe primul loc după 20 de etape. Și a venit interviul respectiv și zice: Dacă tot dați bani, zice: De ce țineți așa la, la bani? Zice: Dacă se va întâmpla să nu mai aveți bani de cheltuială, că clubul este în impas financiar, și nu nicio problemă. Zic o pe nevastă mea să-mi trimită bani în cont și nu șe. I-a deranjat enorm pe uh, șeful orașului uh -huh. și pe primar și a zis din momentul de față și modic afară. Indiferent ce se întâmplă. Au intervenit jucătorii, au intervenit suporterii, au intervenit media, toată lumea. N-a vrut sub nicio formă, nu s-a mai întors -au decizia. M-au curățat. Patronul echipei, bașcanul echipei a zis, nu am ce să fac, credem că nu am ce să fac, că de aici luăm banii, cum ar fi Consiliul Județean și Primăria, ai jigni Gaziantepul, că ei dădeau banii, s-au simțit ofensați, că de ce zic să-mi trimite nevastă mea. Iar la ei, tot la fel, femeile sunt un în plan secundar. Uh -huh. Și asta cum? că ei sunt bărbați, ei sunt, să zice că ei dacă au calul și pistolul, sunt cei mai șmecheri, așa gândesc da. turcii. Și au zis că uh, i-am jignit și atunci m-au dat afară. Și m-au dat afară când anul ăla, sunt fer convins că jucau în Europa. Cu o echipă nou promovată, făcută de mine de la A la Z după care l-au adus pe Sapinto, i-a distrus, i-a dus pe locul nou, au terminat, de pe locul întâi, după care a venit Terol, bulut un, un, un antrenor <coughs> turc, tot la fel, au stat la retrogradare și a fost acea catastrofă cu, cu tremurul și s-au retras din campionat, acum vor începe, vor începe iară și antrenorul principal este secundul meu, un tur care a lucrat cu mine acolo. Iar la Astra ai rămas celebru cu anticârcerul. La Astra, Panti am dat lui mama să fac grădina într-o jumătate oră. Nu știu câte hectare. N-a avea nici pe n-am văzut în viața mea. Zicea, băi, mamă, mi se pun niște cărcei noaptea, zic, ia mamă, că n-are nimic. Era așa, plicul, și mă întâlnesc cu unul, vine, îl trimite eu la șeful de la, nu știu ce, de, de asta, de la companie care făcea uh, asta anticărcere și mi-l trimite pe unul și zic, bă, la ce reclamă v-am făcut? Zice, dom'le, dar ce au crescut vânzările, vine ăla. <laughs> și mă întâlnesc cu el pe la o cafenea și zice, uite, aveți un cadou din partea. Ce cadou, mă, trebuie să-mi dați o grămadă de bani. Ce aveți un cadou? Și ce crezi că mi-aduce, mă? o pungă de medicamente, jumătate era numai anticârcel. mi că ca dumneavoastră pentru mine, când voi vindeți, dar rupeți pământul acum. Și întrebam, da, niște tine. farmacii, da. Și zicea oia, domne cine ați făcut ce să vinde anticârcelul? Zice, e extraordinar, nu mai avem. Zice, sunt cereri extraordinari. Și ăla mi-a dusese o pungă de medicamente. Zice, bravo, bă, ține-le, mă, duile lui ta, zic, să sape și ea. Nu, aia era celebră în fiecare zi, în fiecare emisiune, în da. fiecare uh, jurnal asta de... aveam. Noi nu l-am nit la asta, ce să avem? Păi dacă ne-am tăiat jampierile și ne-am făcut căciuli, că n-aveam n -aveam apă caldă, n-aveam nimic. Am luat campionatul, ți cum a zis că, cum ai, Geraldo, ai făcut omletă fără ouă. ce n-am văzut în viața mea? Ce ai luat campionat, ai făcut omletă fără ouă, coci. Plus alte episoade prin vestiar când... Ce le spuneai? Nu mai ieșim să ne antrenăm, jucăm aici tenis cu piciorul. Că tot tenis așa, cu piciorul și-au luat, și luat și luat fileu și uh, o binge de aia de burete și când veneau cu câte când veneam toate mașinile cu câte două ore, veneam cu două ore înainte să pregătesc antrenamentul cu staful, toate mașinile acolo si bani greșit ora de antrenament, zic ce se întâmplă. Când mă duc acolo, e că aveau campionat. Jucau tenis cu piciorul. Când ieșeau, transpirați toți, că nu aveam două tricouri de antrenament. Transpirați toți. Ce s-a făcut, mă? Ce astea? Eu credeam că se duc pe la sală, că lucrează, de unde ei jucau tenis cu picior. Și așa am luat campionat. În condiții foarte, foarte grele. Ce? Și episoadele astea pe la rapid cu colanții, cu... Cu colanții era carbe mandi, ți minte? Și acum da. și m-a întrebat, glumeam cu ea așa, și m-a întrebat, era fric și un luase mie gărpă de dedesubt. Și eu n-am crezut că sunt în direct, că dacă știam că sunt în direct, nu făceam gestul ăla. Și ce nu ți-a fost frică, nu știu ce, zic, volul nu v-a fost fric, zice, pe păi, dumneavoastră nu v-a fost fric, zic, nu, că am, col am pe de Zice, să vedem. Și am arătat Iegării, da, am arătat, dar eu n-am crezut că mă filmează, că mi-a fost... dar erau camerele acolo. Da, dar n-am crezut că i a dat drumul și că mm -hmm. ceva de genul ăsta. În fine, ți-am ți zis, uh, spontan așa nu... Nu, sau... foarte, foarte spontan. Și atunci cu Teo, de ce l-ai pupat pe Teo Crăciunescu? Nu mai știu ceva legat de vreo decizie favorabilă da, ce sau... Nu mai știu, da, da, da. Nu, a vrut să mă dea... Nu mi-a dat cartonaș galben să mă dea a. afară sau numai că m-am dus pe burtă și nu m-a dat afară și în mulțumire l-am pupat, dar până la urmă m-a ușchit. M-a lăsat să ajung la centru și a zis du-te du în, în tribună. Deci am avut, am avut așa multe, sunt multe de, de la rapid, țin -mi minte, odată juca Remi, Eu, Lupu, Iftodi și Bolohan. Mamă, și fumam eu cu lupul, eu lupul și cu iftodii fumam ca turcii. Lupul, cum îi plăcea lui așa cu părul la lise și se din duș, doar cu un prosop așa, și mâncase o noptiere de, de semințe. Și intră neamircea, ce faceți mă aici? Bă, de nebuni, noi avem și asta. Și dacă mâine nu-i bateți pe ăștia cu mine, ați terminat -o. Și a închis ușa, nu ne-a mai zis nimic. A doua zi, pomănești 5 -1 am dat trei goluri. Zicea Lupu, du-te și mudică. Nici nu știam unde îmi vine mingea, n-am văzut așa fotbalist. Da? Da. Și multe, multe. Cred că tot tu ai scos-o și pe aia, cu stătea bicicleta fără cric. Aia la nu? Maris Marius Constantin, da. Că se fără... fuma în cameră, nu? Da. Da, nu mai. Vreau, vreau să mai... Mi-aduc aminte că mai sunt episoade care le și regret și nu sunt... Uh... Bine, că inevitabil... Nu anul... de Nea Jean Pădurean, uite că mi-am adus aminte. Bă, ce om! Deci eu de-abia începeam cariera de antrenor și el zice, Șumi, nu te supăra, pot să le dau și eu la băieți un sandwich? Mă întrebam pe mine, care el avea N ani de experiență și eu de-abia mă apucasem. Bă, și atunci am simțit că sunt antrenor și că îmi dă încredere și că, că, -astea, apreciat. că sunt apreciat. Și a zis, da, ne -a, cum? Că avea carmangeria aia lui unde făcea el mezelul, unde s-au două gospodarea. Ce le dau și eu, uite. Dă-le, da ne jane, nu nicio problem. Și creasem un grup. Asta a fost peste tot pe unde am fost, am creat un grup și peste tot pe unde am fost eu mi-am luat români. Am văzut. Peste tot. Am văzut. Ai ajutat peste tot. cât s-a putut da. și pe cine ai putut. Dar în privința acestui stil al tău, când te-ai dus în Arabia Saudită, ai fost cumva obligat, forțat să te uh, cenzurezi, nu? Da, din cauza. Te ușchește imediat. No. Te pune pe avion și ieși pe cursă. Da, nu. ți a fost greu a fost... să faci uh, față unui alt stil de. Mi-a fost greu, de... am mai avut așa când mai dansa, mai astea, mai după meci, mai așa, dar uh, mi-a fost, uh, mi fost destul de, de greu. A, ah, hai să-ți mai zic două faze, că mi-am adus aminte așa. În Turcia. Turcia toți spun că la Caiserii. Am lucrat și la Kayseri, am dus până pe locul acolo 5. Acolo ai făcut rezultate, da. da. La Caiserii spun că este lumea cea mai zgârcită din Turcia. Și eu acum plecăm în cantonament în Antalya. Și ne ducem în cantonament în Antalya, aterizăm, mă în, în Antalya din România să mă întâlnesc, să facem conexiunea, să ne întâlnim la Cotel, acolo. Și am un taxi. -ul. Eu cu staful meu, cu încă trei persoane, alții în spate care eram cam stav din șase persoane format, în fine. Și eu cu asta și zic nu. ăsta la turbăi ce faci mă, nu dai drumul la, la asta, la cum se numește, la stație, nu dai drumul uh -huh. la să contorizezi la contoar? Că... Ce, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. No. Ajung acolo, nu știa cine sunt, nu știa, eu eram îmbrăcat civil, ajung acolo în fața hotelului, zice 150 de lire. Și tu te dai aici că îți dau 100 uh -huh. eu. Și astea. Și zic că îți dau 100. Și ce? Ah, you are from zgârcit. <laughs> dar eu eram antrenorul lui Kayseri, Îți dai da, seama da, da. Deci, când mi-a zis, am căzut jos din mașină dar râs. Zici, zice, 150. Zice, zic, nu, ia 100. Ce, you are from Kayseri? Zice, e zgârcit. Și eu mai eram antrenorul lui Kayseri. Deci, incredibil așa ceva. Și apropo, odată eram la Tepa antrenor și plăcuțele de la mașină din... Uh, din, din Turcia, nu, din A, Turcia din pleacă de la Adana 01 și cu fiecare literă care coboară în alfabet cresc și numerele, adică se duc 02, 03, 04 Gaziantepul la G este 27 uh -huh. Bă, și vin acasă într-o pauză din asta competițională și la mine, unde stau eu în piper acolo, unde stau și o barieră mă nu intră decât locatarii, riveranii decât atât nu intră nimeni. 12 mașini dacă intră da. pe zi. Bariera pusă. Eu să vin să ridic bariera, să intru cu mașina, era jucasem sunt vineri, sâmbătă, duminică se întâmpla lucrul ăsta și m-ar să plec. Păi ce crezi că se întâmplă, bă, frate? Deci, incredibil. Mă lovește o mașină, unde? Mă șterge acolo. Da. pe intrarea mea mă șterge cu numărul 27, mă, mașină de gaziantep de Turcia. La mine pe stradă. Păi nu se poate așa ceva, este incredibil cum mi se poate întâmpla așa ceva. Deci la mine, în România, venisem acasă, mi-am dat două palme, zic, bă, nu m-am trezit, sunt încă la gaziantep. Eu venisem acasă de două zile. Și a trecut, un turc m-a șters, a și plecat, dar mai rămas. Fără să, Lăsă, te... fără să zică nimic. Păi și că mă uit, 27. Plăcuță de gaz tepsi. Băi, incredibil, nu se poate așa ceva. Nu mai bine să putea întâmpla. Păi cuvântul meu, doar. Deci niște episoade de... Nu, că sunt multe. Și Dar multe, ce în, să mă în... Mai în aduc aminte, apropo de astea de Caterinca și astea, ăsta, Geraldo, era un nenorocit, da, am Da, mă, Jerry, un nenorocit. Deci îl pare cu minte așa. Un în, Ce uh... cu minte, mă, le punea făină la ăștia în cercea, în pat și când se băgau în pat erau toți albi, le punea făină, le punea... Da, mă, stă viața mea, deci te... avea niște din astea de... La un moment dat, la o cutie de chibrituri. El. Da. Și punea niște excremente de pasăre sau de în da. fine băgăm cutia aia și le aruncă sub masă la Remi și ăștia jucau remi. Puta, ce miroase e aici, bă, ce asta? Erau leșinați. Jucarea mi zice, bă, aici unul ăsta, bă, ai gaze, ce se întâmplă, nu știu ce. Și de el, el era o cutie de chibrituri acolo, o desfăcut să el. El rădea de murea, stătea să uita de acolo. Rădea de murea. Ăștia să tot uita uri la alții, nu știa ce s-a întâmplat și astea. Avea niște glume, deci Jerry era fenomenal. Care sunt jucătorii cu care ai rezonat cel mai bine din punctul ăsta de vedere? <sus> să știi că Lovin, un băiat extrem de inteligent, foarte inteligent, Lovin. La Astra. Da, foarte inteligent. În rest, așa am avut relații bune cu toată lumea. Găman. Găman. Mm -hmm. Doxă. Dari Coman. Am avut jucător tot la fel Doxă și băiat. Și Budescu okay. și Alibec, nu? Budescu, Alibec, foarte bine. Maxim. Maxim n-am crezut în viața mea că pot, că pot să, să lucrez cu el, să lucrez la așa, să-l duc unde, unde, unde a ajuns. Și asta. Deci Maxim, un băiat extraordinar de inteligent și așezat în tot ceea ce înseamnă Viața de zi cu zi, profesionist. Am avut am avut Boldrini, iar care l-am adus eu da, și da, da. astea. Uh, Silviu Lung, Silviu Lung Jr. Junior, Junior Moraes. Ăsta de la... Da. Rapid, de da, acum, da. da. Deci toți, cu toți am avut o relație extraordinară. Cu toți, cu toți, cu toți, cu toți. Cu toți. Toți care au fost cu mine. Cu copos, cum te -ai înțeles? Trecem și noi de la Soarte una la alta, că tot bine, e... Bine o discuție foarte bine. în sensul Cunea ăsta. George în și mesaje până Turcia, peste tot pondera și până Arabia, bravo șumi bravo, bravo, foarte bine, cu George Copos nu am avut niciun fel de problemă. și deci nicio... -ai nicio legendă. Și cu Lucescu. Și cu Lucescu m-am înțeles, bine. N-am, n-am nicio... Nu, legată A, de Ariciul de la... cu, nea, Cunea Lucescu. Băi, incredibil. Joc uh... jocul meci acasă. A, cu Oneștiu. Dau trei goluri și pe 60 mă scoate să-l bage pe nu știu cine. Și eu sau... să afară și îl înjur. Părea Mircea Lucescu, îi zic, dă-te, tot îți bași copiii tăi, nu știu ce și nu știu cum. Când nu, nu am realizat, zic, doamne, m-am dus în vestiar, după aia m-am dus, zic, doamne, nu știu, nu mi-a zis nimic. Marți ne cheamă la un brunch din ăsta ne cheamă Copo să mâncăm la Crown. la Crown plață. Îl văd pe al urmăream. Era bufet suedez să ne ce să le luăm. Eu, mi-era frică să mă ridic de la masă, zic că vedeam că... Bă, m-a așteptat până m-am ridicat eu, a venit în spatele meu și mi-a zis, zice, vezi că duminică jucăm cu Dinab. Și trebuie să-mi câștigi meciul pentru ceea ce ai spus în momentul când te-am scos. N-am dormit de marți până duminică. N-am dormit, crede -mă. dormeam o oră, două, mă trezeam. Și am bătut 2-1, am dat gol și pasă de gol și am bătut pe cu 2-1. Deci, în, loc am dat viață. Ca să vezi și tu ce am în orice. Bă, l-am înjurat, cine era mudic ca să vezi și tu ce antrenor. Și am zis și de atunci îl respect toată toată viața mea este. Și mă sfătuiesc mereu cu el, vorbesc cu el. te un... a influențat și cariera din punctul da, de da, vedere, da, nu? Cariera da, da, de, da, de jucător, da, dar mai ales da, pe cea de antrenor. Dar mi-a zis, mi-a zis, zici, ești unul dintre cei mai inteligenți jucători care i-am avut vrat. Și mi-a zis, dar ai pierdut foarte mult în viața ta pe gură, ca antrenor. Ce pe mine m-a sunat Bașcanul Be Beșicta să te pună antrenor acum 2 ani. Și a zis, antrenorul Șumudic este fenomenal. Dar zice, am rezerve. question mark zice, am rezerve pentru omul și și comportamentul lor. Noi suntem genul de aristocrație, așa, din partea Istanbulului, Beşiktaş, mm -hmm. ca da, să Da, 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 da. Și a zis, zice, mâine l-aș pune. Este cel mai bun antrenor care l-am avut, avut în Turcia în ultimii ani. Bine, și cred că ai lăsat acolo ușa deschisă, inclusiv la ei. În Turcia, sigur, da. Vorbesc nu, la ei. E greu, la Beşiktaş, da. la astea mari, e greu, dar în Turcia oricând. Curând, din te ai înțeles momente bune, momente mai puțin bune. Este un tip care trece de la o extremă la alta, așa. Da, era... M-a ușchit, uh... cum a venit la rapima Nu? Da, am plecat în Ungaria. M-a Era greu de lucrat cu el, nu? Sunt el. episoade asupra cărora nu vrei să nu da, nu. insiști. Nu, nu, nu. Nu N am avut probleme așa cu, cu antrenor, n-am avut probleme. Dar el cum a venit, m -a și cu Hizu ai multe povești. Când nu te... Bine, asta... Era cu Roberniță, tot exact. bar, bă, 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 pe Și, Niță, i -i bar, la încălzire de, de, capul tău, nu? vedei da, vedeai da. că nici a ratat. Da. Tot, tot alea, tot alea. Și vedeam că nu mă bagă, plecam la încălzire de unul singur. Simple, așa. Și, am dat un gol odată, nici n știu lumea, că e gol pe Giulești. Cu petrolul a rămas mingea în sârmele alea, nu s-a dus ca Brooklyn, cum a marcat da. și a rămas. Și nu știa să... Și Zibrenea Vio, vezi că a marcat, e gol, că n-a să se plasa. Și a început și el să se bucure, să facă așa. Da, zic, cum zic, face... vezi, vreau că faci... e gol. Da. Spune, te-ai gândit vreodată sau te gândești serios să uh, ți scrii uh, autobiografia? Vis-a-vis -vis de tot ce ai trăit? Pentru că sunt... Sunt sub... multe, da, trebuie să... M-am așa... <coughs> A, ah, hai să-ți o dau și pe asta. Ca zi nou, stai să o dau și pe asta. Mai avem timp? Da, avem. Da. Eu am tot timpul din lume. Pentru tine mă uitam dacă ai timp. Nu, no, eu am timp. Cum să... O mie... Mă duc într-o dimineață... Unde erai? Jucam ești? la rapid. A, la rapid. Antrenament cu Hizo la ora 11. La ora 9 plec de acasă, ne văd ce pleci așa de vreme, nu știu ce zic. Păi am puțină treabă, nu știu ce, trebuie să mă duc cu mașina, să schimb uleiul, să vrăjeală. Mă duc la casino, la Palace. <coughs> Dimineața. Asta era în, să acum 20 de ani, 2001. Mă duc la casino, la Palace. Aveam 6.000 de dolari la mine. Încep, joc eu ce joc și fac vreo 30.000 de dolari. În vremea era 30.000 de dolari, erau 3 apartamente, să un exemplu. Era 10.000 apartamente cu două camere. Fac 30.000, când văd Zicei că schimbă paza la Moscova, la când vină veneau trei, uite așa mergeau să schimbe inspectorul și aia care dădea cu bila. Că eu o citisem pe aia și vedeam cum dă cu bila și zic, pe asta n-am cum, o prăpădesc, era începătoare. M-am dus dimineața, pa. Și zic, dar ce faceți mă, de ce o schimbați? Zic, transpira, a transpirat, miroase a transpirat? zic, ia dați-mi banii dați-mi banii că plec. A, nu, domnul Șumudică, cum, nu știu ce, rămâneți. Și le-am luat 100 de mii în dimineața aia. Am avut noroc, le-am luat 100 de mii. Mașina mea costa 1000 de dolari. O luasem din Elveția, aveam un Fiat Ritmo Portocaliu, portocala mecanică, îi ziceau ăștia. Și aveam 100 de mii mașină, îi pusesem pe bord așa, fiindcă erau numai de 100 de dolari, nu exista euro atunci. Mă, pot pe, pe la București și noi, eu în viteză, pac, pac, pe la București și noi, când oprește unul, corabă, deasupra el vedea la mine. Când a văzut atâția bani, făcea ăla, Hei, nu știu ce, nu știu cum. Zic, am ajuns la ProRapid, zic, dacă îi lasă mașina, zic, ce mi fură mașina cu totul, 100 de mii, zic, astea. Și mă duc și duc sus în cameră. Când îi vede neluțul Sabu, și bă, ce faci, mai semna cu Manchester United? S-a speriat când i-am băgat în noptieră, nu mai aveau loc și astea, nu știu ce. A doua zi m-am dus și am pierdut pe toți la loc, ca să vezi. În loc să-mi iau 10 apartamente cu două camere, că stai e jucătorul. A doua zi am pierdut pe tot la loc. N-am dar vreau să zic așa, adică momente care le-am trăit și care care da. aduce aminte cu, cu, plăcere. plecăm în cupa inter, tot apropo de mașina asta portocalie, cum mi-am luat-o. M-am împrumutat de bani, mama s-a împrumutat de bani, tata. Și era 1000 de euro, de, de dolari. 1000 de, de dolari. că nu era și eu. plecăm într-un canton Ticinio, să numea, la într-o parte a Elveției. Dar prima oară jucăm în Austria, cu FC Tirol. Eram, jucam în Cupa Intertoto. Am plecat cu Mercedes din asta, Carapace, de aici. Bă, frate, pe serpentinele alea trăgeau doi de volan, ni se se servo direcția. Am ajuns direct la meci cu o oră înainte. Ăia cu majorete, cu rulote, vândeau cârnați astea. Noi transpirați, mâncase numai ouă pe drum. Am mers, nu ne-am oprit nicăieri. Am ajuns acolo, Aveam pe unul Olteanu, un mijlocaș care juca la sportul și ce băi, trageți spre la pe aia că ne facem de rușine ce e aici. 6-0 ne-a bătut aia, da. Peter Pacul. îl aveau pe un atacant din echipa națională a Austriei, 6 goluri. Zice, băi, zice, n-am atins bingea. eu n-am atins bingea decât când am început-o de la centru. Atât. Jucam vârf, atât. Că în rezul băie, ține-o 6 dar noi eram cu gândul să ne luăm mașini. Plecând de acolo, bă, să vă fie rușine, nu și ajungem la Lugano. Da. Jucam cu Lugano. Acum, Necula și Daniel Dumitrescu erau rezerve. Și-au ieșit mai târziu de la cabină, cu Nea Cornel Jurca într-o oră secund. Și 2-0 minutul 2 era pe, pe tabel da, Și ăștia doi... Și te mă fătui în gură să-i fut ăștia scuză-mi expresia. Da. Zice, tu ne buma, în am încurs să le fut. Ăștia au pus deja 2-0. Nea la mișto. Dar Nea Cornel Jurca... Nu băi, idioților, atâta e... <laughs> e 2-0. Era 2-0. Și... Ne-au luat mașină. Fiecare ne-am luat mașini. Am plecat 20 de inși cu autocarul înapoi sau au mai întors 3. Fiecare și-au luat mașini. Și ne-am întors pe drum. Și acum eu <fie> la L-am luat o mașină, mașină să-mi conducă mașina, că eu nu aveam card de nu permis? aveam permis, aveam 18 ani, dar vreau să-mi dau de permis. Și zic, băi, conduc mașina Cui? lui Bacoș, fundașul stânga lui Rapid, venise la sport. Bacoș al meu dormise cu geamul deschis, pe vremuri nu era aer condiționat, cu aerul condiționat, Bă, și făcuse o mică paralizie din asta, dar mă cu gura strâmbă. Bă, ajungem la vamă. Când la vamă, să se, se uite ei în pașapur, să uita la bacoș al meu. Bă, că așa nu așa, să uita la bacoș. Păi ce nu e asta, mă. Să uita iară, nu știe. Zic, noro, moment. L-am luat pe bacoș, l-a tras un pic de barbă, îl tragea de barbă să-i aduc gura la loc. Zic, nu, uiți, a... ok, a început -o la să și ne-a dat drumul să plecăm și a plecat. Bă, Nu mai se acolo, nu mai se cu el, cu... Bacoș, așa, cum era cu... 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 și asta. Am avut multe, multe. Da, stărici, am plecat cu stărici. Bulgarul. Bulgarul. Plecăm la sportul și acum la Lipița, ajungem obosiți la Lipița, la graniță, opream să dormim acolo. Și acum bulgarul în spate dormea, nu știu ce, și noi ne-am dat jos sau, și l-au uitat ăștia în autocar și a dormit în autocar toată noaptea, înghețat, dar avea cu ce să se cu ce se cu ce să astea. Poliția să-l ia dimineața, că ei vrea să bată în geam, să-i zică la polițist, domne, anunțați că nu știu ce, că nu mai putea de tremurat tot, dar avea ce să mănânce, nu știu ce. Au fost, am avut faze. Păi la sportul ne duceam cu o oră înainte că era Caterin Cămare în vestiar. Caterin Cămare. Păi venea Emilu Voica. Da, Ion Voica. Da, Nemielu, deci eu voi Voica, venea cu niște ciocate în picioare, n-am văzut în viața mea. Dacă îți dădea una în tibie, te leșina. Zic, bă, frate, de unde o găsiți pantofii ăștia? Și noi aveam un bar acolo. Și acum trebuia să înceapă antrenamentul. Și bă, tot târzia la antrenament, nu venea, nu venea, nu venea. Zic, bă, frate, ce se întâmplă, bă, nu mai ajunge la antrenament? Și l-aveam pe unul, Răduță. Gabi Răduță. Gabi Răduță. Mare de tot. Și, și ce, duceți-vă, vedeți că, zice, a rămas fipt în bar. Și scoteți-l de acolo cu ciocatele alea care a rămas înfipt în bar. Burea de râs. Și multe cu Gabi Răduță. Frasu, no. fratele lui Gabi Răduță, Dumnezeu să-l s-a murit de cancer, săracul, juca, juca la, pe la Urbis. Și la un toți știau că e cu Caterinca cu astea. Și acum zice, doctorul, aveam un doctor care venea rar, unul și zice, zice fruze, tu vii tot îți iei banii la timp și asta e, las că te fac eu doctor acum. Ploua, atât amolul, și zice, zice, mă dau lovit și unul l-a turnat. I-a zis du doctor, vezi că ăsta vrea să te bage ca să te nămolești, să intri pe teren, să nu știu ce, să nu știu Bă, scapă ăsta pe la 3-0 singur cu portarul și deodată cade secerat. Cade de a cealaltă odată. Au crezut ăștia că au făcut infartă. Doctorul, du-te mă de da aici că n-ai nimica la mișto da, ca da. să intru eu că nu știu ce, du-te că n-ai nimica. Au doctore mor. Au doctore mor. Nu știu ce. Când se duce lângă el, uite atâta un mai mai glonț, dăduse unul cu praștea din tribună. <ră> <ră> și face e glonțul spatele meu, doctore, e glonțul spatele meu. Îți <ră> dai seama la urbis cu țigarea pe acolo, i-a dat unul cu praștea și făcea, doctore, vezi că glonțul spate. Când se uită lângă el o bilă de aluminiu, îi dăduse unul. Cu cu E păcat da. pe cuvânt dacă nu scrie o carte. Deci, are... deci da, Ce are da, e păcat. Bă. Și răduță în armată. Răduță în armată, la Reșița. Erai cu el? La Reșița, nu. A, el, nu. La Reșița. Și îi spunea asta ăsta, lui frasul lui Costel, băi Costele, scoate-mă din armată. Te rog eu frumos, scoate-mă din armată, că e propu dacă nu mă scoți din armată. Zice, e zăpada mare, nu știu ce, zice, ieri m-a pus ăștia să fac focul, am făcut focul și când am deschis geamul am florit ca isu. Zice, s-a zăpada și am florit ca isu. Zice, așa de multe ele ne-am băgat, zice, nu mai putem de frig. Zice, păi, mă, dar am nu merge ca trenul. Ca zice, nu merge trenul, nu merg uh, mașina, nu merg nimic, cum să-ți trimi scoaterea? O avea semnată de un colonel fălcuță, era pe la steaua și nu știu ce, ca să-l să, -l, să -l aduc acasă, că e fotbalist. Și ce, bătoi călători. Pune în cioc la porumbel să vină porumbelul până la reșița să aducă aia. Zice, bine mă. Păi și-a așteptat, a trecut și Sfântul Ion, a venit nici de Revelion acasă, vreo șapte zile. Ce crezi mă că s-a întâmplat? După Sfântul Ion a venit porumbelul, a ajuns porumbelul, da? De la frină a putut să deschide aripile și a mers pe jos până la reșița și a ajuns cu glezele umflate. Uite așa porumbei. Asta nu-i vrăgea, nu? da. cu astea, nu știu ce. Zice, tot aveam... Am mers zice, pe a mers, da. la Și aveam un vecin, în fiecare dimineață, pleca, noi eram în fața blocului și el pleca cu traista cu pisica în geantă. Când cu pisica îți scotea capul? Păi, Costele, unde te duci, mă? E bolnavă, săraca, o duc la doctor. După masa, bazar la el. Bă, într-o zi, zic, ia să-l urmăresc eu, mă, pe asta. Mă duc după el și zic, păi, să vedem ce face Costele ăsta, mă. Când, ce facea? În regie, arunca pisica la etajul 1 și cădea cu blugii după, după <laughs> și cu tricourile. Și după masa era bazar, vindea tot ce producea. Fura da. Și ce că duce pisica la control. Asta e pe bune, nu? Da, 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 da. 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 Răduță vine cu o caterincă într-o dimineață, zice ce bă, fiți atenți ce mi s-a întâmplat ieri. Ce? Bă, a o vigilie la noi acolo în, în sectorul 3 unde stau ei în chitan. ce bă, și unul, un tovarăș de-al nostru, cu o motocicletă, acum era foarte fric și bătea vântul și avea costum de la din cap până în picioare, cu fermoarul la spate ca să nu intre uh -huh. vântul și nu da. știu ce. Și cu motocicleta, cu astea, pac, a alunecat... Când l-au văzut niște țigani că că Zuzu s-a dus la el repede și când a văzut că are fermarul la spate, i-a întors capul și l-a omorât. A zis că s-a lovit cu țiganii, că țiganii au școală, spălat la bătie și mi a luat capul și l-a întors. Dar asta nu cred. Dar s-a făcut două da. Asta e bună rău? Zice că catenice și a întors capul și l-a omorât pe ăla săracul. I-a suci gâtul. Da, i-a suci gâtul. Și cu porcul, nu știu cu porcul. Asta ți-o-ți spun și pe. Dar nu mai tu care e pe bune și care nu e pe bune, în fine, toate sunt cu porcul. No. Zice, mă duc cu Costel să tăiem porcul la mama, la 30 de km, unde avea no. aveau ei casă. Zice, mă duc cu Costel cu frasul să tăiem porcul. Când? Dita mai scroafa de 120 de kg, pac, cuțit un gât, doi vecini trăgeau de picioare, când s-a zbucit odată, a fugit porcul, ne-am dus înapoi la piața la trapezului, am luat niște carne, mama asta e, facem niște cârnați, zice, a fugit porcul. Al doilea an, ne-am dus cu 5-5, frate să ținem porcul, să ținem de alea, două, unul cu un cuțit, unul cu un cuțit, două morți. zice, nu mai scapă. Zice, nu mai scapă acum, nu știu ce. Bă, când se bă, în cuțit un gât la scroafă, ce să vezi, bă? Din pădure, venea cealaltă scroafă, cu cuțitul în gât și în spate 12 purceluși, fiecare cu și în gât. <laughs> Zice, născuse, <laughs> fiecare cu cât un cuțitaș în gât. Asta e da. ca banc, Da, bun, da, bang, bun. da, da, el, glume din asta. nu știam că... Noi ne duceam cu o oră, două înainte. înainte. Nu știam vea... că răduța e atât de Mama. spumos. Leșin râs. El, din contră, e un om rezervat, nu... Leșin de râs, deci leșinam, noi ne duceam cu o oră înainte, eu cu el și asta, deci erau pe jos ăștia la, la drame. Deci vedeam numai de drag, numai Chiar la că... sportul de ieri. Era o atmosferă, era, n-am văzut în viața mea. Deci era o atmosferă incredibilă, incredibilă. N Aveam frumos rău de tot. Spune în altă ordine de idei. Uh, ești un om dincolo de, de uh, familie, financiară. Ești un om realizat, bogat? Nu. No, no? Nu, pot să spun că sunt bogat, nu. Dar sunt realizat, dacă. Adică ți ai asigurat ziua de mâine ție și familiei. Da, dacă nu aș mai lucra de mâine, atât eu cât și familia mea n-ar duce lipsă de nimic, nu. Uh -huh. Care e cea mai mare primă încasată vreodată ca antrenor, ca jucător, nu erau bani mulți atunci, de aceea nu duc discuția și în zona aia. Ca antrenor, probabil în Turcia în Turcia, în Turcia, în Turcia, nu? În Turcia, orice meci câștigam aveam 5.000 la punct câștigă, 25. 30-35 de mii. Prima. Da, prima. Da, da. Bine. Prima la un meci? Da. La un meci, nu primă de obiectiv. Da, am înțeles, astra. am, luat, am primă înțeles. de obiectiv, am luat la Astra, 300 de mii, că, am luat că mi a luat campionatul, că mi-a pus Nicolae s-a a zis că nu iau campionat niciodată. Și, -am luat și până la urmă, urmă ți-a dat. Da, mi-a dat, dar a plâns după ei. A plâns. <laughs> după... <laughs> da, dar -a cum, da. cum e Marius și Mudică uh, în uh, privat? Spuneai că n-ai băut niciodată alcool? Da, nu beau alcool. Cafea? Niciodată. De am... O singură dată la un meci cu petrolul și minutul 20 am ieșit afară, că m-a luat inima. Da. Nu beau cafea niciodată. N-am băut cafea, nu beau cola, nu beau acidulat, nu, nu sughit. Sunt bolnav, sunt... Nu știu, eu știu, sunt... Eu am simțit niște lucruri în viața așa, să știi că de multe ori Dumnezeu ăsta m-a... Era următoarea temă, da incredibil. Am mers pe stradă, pe cuvântul meu de onoare, acum o să zic că lumea că apropierea de Gigi sau vreau să fac lobby sau nu am nicio treabă. Am mers pe, așa, mergeam cu, cu mașina și parcă când vedeam pe biserică, parcă mă trăgea cineva, îmi zicea vino că ia... Și mă duc în biserica mea unde, unde mă rog la Dumnezeu și de fiecare dată Așa, nu știu, respect și mă ajută. mă ajută. Asta de curând. Nu spun că nu păcătuiesc. Sunt oameni care păcătuiesc și cu gândul și cu fiecare, dar, dar nu, 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 nu. De mult timp. De, A, de mult De mult timp, de, de 15-20 de ani. De când ți-am zis că am rezolvat, am întâlnit un preot la Bistrița atunci, căruia i-am spus tot ceea ce mi s-a întâmplat în viața mea uh -huh. și mi-a arătat cale. Și de atunci sunt, sunt un alt om. Bine! reacționez la atacuri, nu pot să mă stăpânesc dacă sunt atacat, dacă sunt astea, dar nu sunt un om rău, sunt adică cred că am și sunt mult, am ajutat foarte multă lume, foarte multă lume. Și în continuare îi ajut. Dar n -ai, uh... Și sunt popular, iubit. Eu dacă foarte mă duc în popular. Turcia, deci eu dacă mă duc în Turcia este incredibil. Eu dacă mă duc în Turcia deci, păi am văzut Ciutacu, nici nu știu, un domn, eu nu știu... Victor Ciutacu. Da, nu știu, nu, da, e, la, e realizator, la... Realizator, la România TV. Mi-a zis, că m-am dus să o înghețată în Antalya și în loc să-mi zică de hagi, ziceau de șumudică. Păi, ai făcut câte ceva adică, pe și tu. În Turcia, în Arabia Saudită, în România, pe unde mă duc, unii mă înjură, unii, mă unii mă astea, dar... Eu ți-am zis, sunt omul sondajelor. N-am văzut. La FCSB, dacă faci sondaj, toată lumea ar vrea, da. vrea pe șumudică. La Rapid, toată lumea ar vrea pe șumudică. La Craiova, toată lumea vrea pe șumudică, dar șumudică e pe nicăieri. E la tine, la podcast. Da. Deocamdată, că nu o să rămână da. pe nicăieri. Da. Dar la FCSB, dacă tot ai dus discuția în plan profesional, ai fost pentru o noapte antrenor. Dacă nu... N-am fost pentru o noapte. Trebuia să semnez contractul. Eram... Nu mă pusese, adică. Dar i-ar fi, fi pus. te am înțeles pus. era și închisă. Și dragostea pentru Rapid de la vremea era aia închisă, și. Da, uh... da, da, da. da. Da, asta e. Era închisă, dar nu m-am dus. Și acum, vis-a-vis -vis de ceea ce s-a întâmplat cu Rapid, iată că nu prea uh, voiam să aduc în prim plan acest subiect. Uh... Pentru mine e un subiect închis. Dar, dar nu definitiv. Pentru tine? Ce? Nu, la Rapid? Da. Nu, în momentul de față e un subiect închis. sau au luat alte decizii. respect pe Cristianu îi doresc baftă, să-și îndeplinească obiectivele, e un subiect închis pe mine m-a deranjat cum s-au derulat lucrurile și că m-au mințit atâta tot, în rest absolut nimic uh -huh. adică s-au contrazis în declarații domnul Șucu a zis că n-am fost niciodată pe listă, că nu puteam să fiu rezerva domnului Bergodi iar eu am toate mesajele de la Daniel Niculae în care îmi spune că sunt pe listă și că mă va anunța dacă mă voi se va înțelege cu un alt antrenor sau cu mine dar logică în sinea deci, ta, sper că într-o zi să te pe banca Rapidului și să câștigi trofei acolo. Nu e niciun fel de apropo la adresa lui Bergodi, la adresa nu, 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 nu. actualei conducere. Nu, și o să, pun la urmă nu se poate. Tot o să ajung. Tot o să ajung. Deci, practic, ăsta este marele tău vis de a deveni campion ca antrenor și cu rapid, nu? Da, am declarat. Ăsta e visul meu. Să devin campion și cu rapid. Și o să ajung odată și odată. Probabil când vor dispărea unii oameni de acolo, voi ajunge. Probabil. Care nu mă doresc și care nu m-au dorit. Și mai ai și alte obiective din punctul ăsta de vedere, nu știu, legate de echipa națională sau de un club anume. Mă văd și la echipa națională, dacă cu experiența care am acumulat-o și dacă mai fac niște rezultate, așa, spre finalul carierei, cred că aș putea. Aș și la trebuie. experiența pe care o ai și la da, tot ce ai da, acumulat da, 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 și așa da, da. mai departe. Cred că aș putea și mă pliesc, fiindcă sunt omul care crezi o atmosferă foarte bună în scurt timp. Și asta trebuie la echipa națională, neavând timp să-i pregătești foarte mult. te întrebase mai devreme cum e Marius mudică în afara uh, fotbalului și cu ce își ocupă timpul acum în vacanță. Adică gen seriale la... sau... Nu, n-ai din astea, nu? Ce? Am văzut două filme în viața mea. Atât? Ne-a mărit miliardar și lanțul amintirilor. Ce? <laughs> da. Deci no. tot la fotbal no, tragi. No, no, da nu, mă uit, la, mă uit la fotbal foarte mult. Mă uit, citesc foarte mult de Tot de, de, fotbal. de fotbal? Citesc foarte mult de fotbal, intru pe diferite site-uri, sunt abonat. Dar nu ești adeptul aroganțelor, mai ales prin prisma. Um stabilității financiare. No. Adică, nu știu, vacanțe de 100 de stele no, no, no. și de zeci de am mii de Am fost în vacanță aici. Am fost aici, m-am dus unde mă cunoaște lumea, unde mă respectă, unde mă simt foarte bine, da. Sau fel de fel de investiții no. scumpe, no, mașini no, 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 no. de no, no, no. super lux. Nu, no, nu, no, no. a... am un Mercedes de șapte ani și nu mă de el. Îmi place foarte mult. De opt ani, un S care e viața mea. Nu l-aș da și mi-aș permite să-mi iau Credem, în momentul de față îmi permis să-mi iau orice fel de mașină vreau. Până într-un milion, îți dau un exemplu. Dar nu e... Da nu, pentru ce? nu e filozofia ta? Da, pentru ce, nu, nu. nu, Am o mașină decentă, familia mea, fiecare are mașina lui. Uh -huh. Și presupun că și ei tot în aceleași coordonate da, da, se încadrează, da, da, adică da, nu-ți aceru normal. un Ferrari sau... Nu, nu, au un Cayenne, mai avem un Range Rover, dar mașini de 60 de mii, adică nu, mașini normale, pentru care poate să și le permită Bine, nu poate să și le permită oricine, dar cred că la, nivelul care am ajuns e, 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 ok. În rest, nu. E adevărat că sunt cheltuieli și cred că sărim un pic calul, cheltuieli Bine, cam când ori. ești la un anumit nivel și învățat cu un standard de viață, ești... Cred eu... că sunt adeptul, cred că cam câți bani, atâți, câți ai atâția cheltuieli. Atâția adică celtui, că, da. Dacă eu nu sunt tipul să mă strâmtoresc. Nu sunt tipul să... Nu sunt. Să încerc să... Nu sunt. Eu și dacă mă duc la restaurant, nu să par cine știe. Dar acum ai văzut că îți vine nota și îți vine jos cu... Cu tipsul. Tips da. 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 Și, mai și, ultimul e de 15% și dau mai mult de 15%, de exemplu. Oriunde mă duc. Nu, adică îi respect pe oamenii respectivi și așa probabil sunt și respectat și iubit peste tot pe unde mă duc. Adică nu vreau să par nici extravagant, nu sunt nici tipul ăla să pară în mafiot, în aia, i-am da, o milioane da, 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 da. și parchează mașina sau ceva de genul ăsta. Sunt un om care mă duc în piață, sunt un om care fac, adică, lucruri normale și care niciodată, care dacă mă oprește lumea pe stradă să facă poze, care, om care mai și răspunde în momentul în care e înjurat, de nu rămâi nival, dator, nu rămâi dator, dator, dar un om care, uite, de exemplu, acum în ultimul timp, să oprește lumea pe stradă și mă, te rog eu vină la steaua, te rog eu vină la steaua, te rog eu, hai de la Dinamo, hai de la Dinamo alții. Adică, cred că nu știu. Da, Probabil și, și felul meu de a fi, dar și performanțele care le-am făcut. Normal. Da. Nu cred că Ieri ca... era treaba cu Craiova, n-ai văzut. Da, păi asta ales... vreau să le spun celor care ne urmăresc că episodul acesta se filmează la o singură zi după ce numele lui Marușu Mudică s-a aflat <coughs> pe lista Universității Craiova, dar a fost ales în cele din urmă Regecam. Nu s-a aflat pe lista, eu n-am fost contactat. Adică, dacă tu știi. Păi nu, ca. Speculații, ala, okay. ca... Nu, 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 pe mine nu m-a contactat nimeni de la Craiova. Și nici nu mă duceam la Craiova. Nu. Păi, ce lipsește? Păi nu fi dus la acestui... Craiova, că nu puteam să lucrez cu Rotar. Eu n-am cum să lucrez cu Mihai. Niciodată. Nu, nu cred că putem lucra împreună. Nu, Niciodată să nu spui niciodată, dar nu cred că putem lucra împreună că suntem prieteni în primul rând și ne-am certat. El este businessman, eu sunt antrenor și stricăm o prietenie. Dar cu Gigi Becali, deși relațiile sunt cam aceleași, ai putea să lucrezi. Mai ales după ce ai anunțat că rapidistul Shumudic şi... a murit. Nu, no, neapărat atunci am spus la nervi și ce am spus, dar eu sunt antrenor profesionist în momentul de față și îmi doresc să lucrez să câștig trofee, indiferent unde mă voi duce. Asta înseamnă că nu-i vei mai lua în calcul o ofertă de la un club din Arabia care nu-și propune nu știu ce obiective. dacă n-am unde să lucrez, mă duc. Mai mă chinui un an, mai fac niște bani. Ce să fac? Asta e. Mă duc să fac bani. Dacă... Că nu... Oricine, dacă vin unii și spun că îți dau un milion, două salariu, ce să fac? Să stau să aștept să mă duc unde? Ăsta a fost cel mai mare salariu pe care l-ai avut ca antrenor. Două milioane de dolari pe sezon. De ce vrei să ajungi la... Nu, era doar o întrebare, că încerci da, să... Da, stup... a fost anul trecut, da. Da. Neto, cum ar spune Giovanni Becali. Neto, da, 2000 de Da, dar pentru banii ai muncit, adică nu cred că... Sigur, nici nu ar trebui să te blau sau să nu, 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 faci nu. aroganțe, dar nu, ai muncit pentru banii. Nu și ei. nu mi-am luat, sunt la FIFA acum, mă judec cu ei. Bine, am luat o mare parte din ei. La raid aici, da, nu? Da, la Raida. Spunem acum pe finalul discuției noastre ce să uh, mai comentez că puteam să l ținem pe Marius până săptămâna viitoare, uh, dar chiar uh, cred că e printre personajele care merită să își publice autobiografia sau să lase pe cineva să le o uh, scrie. La câte întâmplări e foarte greu să cuprinzi în două ore de podcast sau în 4 ore sau în 5 ore viața lui Marius și -o un adevărat uh, personaj și uh, respectul meu este cu atât mai mare față de el cu cât ca jucător și cred că asta a fost o mare frustrare de ale tale, că n-ai reușit să joci în echipa națională. Am că... fost la un pas. Când și ai reușit totuși și în viață. Am jucat la Under-21, la echipa națională, am jucat. am jucat. La echipa mare n-am putut. Pe, pe vremea aia era Adrian Ilie, Viorel Moldovan, era destul de greu. Era Neemi, antrenor. Au vrut să mă urmărească când eram în Portugalia, chiar începusem foarte bine. Aveam o ofertă de la Oviedo atunci să plec de la o nu s-a realizat fiindcă era cu extracomunitar și eu eram extracomunitar și n-aveau voie atunci și n-aveau decât un post de extracomunitar și nu puteau să mai ia sau doi, ceva de genul ăsta și n-a plecat extracomunitarul și așa s-a întâmplat. Nu N-am avut șansă fiindcă chiar dacă atunci când am luat campionatul cu rapid am dat 19 goluri, să dai 19 goluri dintre care 7 au fost decisive. Da, când și nici atunci nu te-a luat. Da. Era cu antrenor. Și lumea vorbește că nu te avea la inimă, dar din ce motive, nu știu. Sau nu îi avea pe rapidici la inimă că îi prefera pe cei de la Steaua sau da, nu măcar știu cum să mai... Ai frustrare așa, măcar cu Moldova sau cu un meci amical sau astea, să te fi luat așa cum... Să ai și tu, măcar un două tu, meciuri. Da, exact, să, să, ți dea o șansă. Dar probabil n-am meritat. Dacă n-am meritat, nu, nu nu, nu, nu mă supăr. Asta este, asta a fost una din nerealizările mele. Da, să joci pentru echipa națională, da. logic, mai ales că ai contat ca jucător, ai luat campionatul cu Rapid, ai fost da, gold da, eater, da, da, adică nu era da. așa unul din cei 400 de jucători da, care -am compun. Nu nu a fost, n -a fost să fie, nu a fost să fie. Dar pe mine aprecierile care, de exemplu, ți-am zis, am vorbit cu Banega și Banega îmi spune, îmi spunea zilele trecute, te rog frumos, mister, întoarce-te înapoi la Șabab. Vino înapoi la Shabab că avem nevoie de tine, zicea. Și am primit, ți-am zis, am primit un mesaj ieri de la capitanul echipei care a fost la, la Shabab și care a fost la echipa națională și a jucat cu Argentina și mi-a zis asta, așa că mi-a zis că a fost cel mai bun antrenor care a lucrat cu mine. Dezinteresat acum, mm -hmm. practic, eu fiind de România, el fiind de acolo și a zis, e cel mai bun antrenor care a lucrat în România, zice, într-o discuție mi-am lăsat aminte de tine și am vrut să-ți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine. M-am simțit, m-am simțit, chiar stai să, că l-am azi Ce, primit, recunoscător și... Am, l-am primit și am rămas uh, uite azi l-am primit Dacă că și... să-mi pun Uite. Ha, deci trebuie să citesc, nu să dau play. Da. Thank you so much for your message. Uh, you are uh, one of the best coaches I worked with uh, and I play with you the best football. I was enjoying the trainings, the games and I love your personality and your character. Thank you again and uh, we keep in touch. Ce da. să mai. Deci super jucător, adică nu da. Și chiar dacă ai venit de la unul care nu era super jucător, dar astea sunt uh, uh, momente care... care ți intră la, la inima. Și da. Banega îmi spune că sunt sunt unul dintre cei mai buni antrenori cu care a lucrat, asta înseamnă mult să fii la Sevilla și să. Astea sunt, uh, sunt ceea ce îți rămân în, în suflet uh, viorele, astea sunt uh, cu, cu astea te, te, te hrănești, uh, practic, cu altceva nu. nu Dar nu. spune, tu, ai avut uh, în momentul în care nu copil fiind, în momentul în care ai uh, realizat că ai talent. Uh... Ai fost uh, promovat la Liga I. Ai avut vreun model ca jucător? Unde? Când ai uh, luat România? contact cu... Da, da, da. Când ai luat contact ca jucător cu fotbalul mare? Îmi plăcea, aia... plăcea foarte mult Pauleta, pe vremea aia. A, portughezul. Da, portughezul. pentru Pauleta, parcă-l da, chema. Da, da. Dar din România n-ai avut gen cămătarul, gen... No. Uite ce zice Banega. El mistere e tobou. Bueno. Îi trimite preparatorul meu fizic, care în continuare îi face program. Mhm. Uh -huh. Da. În continuare îi face programul de pregătire. A rămas în relații bune cu el. Preparatorul meu stă în Valencia, este român, dar stă în Valencia, și în continuare îi face în continuare programul de pregătire. Și îi spune el, mister Multă Bueno. Da. Și asta. Astea sunt, capitanul echipei lui Sevilla, care a luat Europa. League, Europa League Și care astea și am o relație. Ce să mai. Asta ți-am zis, cu astea te hrănești. Eu cu astea mă hrănesc în momentul de față și cu astea nici nu-mi nu pare rău că nu mă numesc ăștia pe aici, pe unde să mă numească sau ceva. Păi asta că eu, voi, că... eu voi plec, eu știu valoarea mea ca antrenor. Adică nu sunt un tip modest și astea tot timpul am fost și astea, dar eu știu, eu știu valoarea mea ca om, ca, ca ceea ce pot să fac a stafului meu și sunt fer convins că, că Dumnezeu are ceva pentru mine în da, momentul de față. Dată a trecut o singură lună care, culmea, ți-a făcut și bine din punct de vedere al uh relaxării. Da da, 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 Pentru că tot timpul în focuri și așa mai departe. Spune, n-ai cum să uh, termin sau să vorbești cu Marius Mudică uh, despre uh, fotbal și să nu-l întrebi episodul uh, despre episodul uh, cu Cristiano Ronaldo, cu tricoul. Unde tricoul? Acum cred că e bine pus acolo la tine. L-am în... rămat, e, la da, e la mine jos, da, l-am rămat, e la mine jos. deci tricoul... Am vânat, am vânat lucrul ăsta, recunosc. Am intrat în vorbă cu el înaintea meciului. Am mm. intrat în vorbă cu el. Portugheză. Eu, da, eu vorbisem deja cu doi jucători de la Shabab care îi aveam. Caibari mm. și încă unul care îl aveam, unul Suleiman care jucase cu mine, Majid, și fusese jucătorii mei și plecase de la Nasser. Și vorbisem cu el, i-am zis să-mi dea și mie un tricou semnat, ca și vrut să-l am cu semnătură. Și au vorbit cu el, nu știu ce, i-a zis, uite așa, și umudică, nu știu ce, după care, la începutul meciului, i am adus aminte, zic, uite, sunt, așa am fost, am jucat la Maritimo, am vrut să... Și am rămas profund impresionat că a avut timp și a stat de vorbă cu mine. Adică a stat, n-a evitat să stea de vorbă cu mine, a stat în fața mea, am discutat, mi se pare ceva grandios, adică unul dintre cei mai mari jucători și am explicat și am dat exemple de jucători care sunt de acolo din Madeira și care el îi cunoaște, care erau generația mea. Ce mi-aduc aminte acum, a zice, da, mi-aduc aminte, jucai tu cu un argentinian în față. Și și-a adus aminte. La pauză am vorbit iară uh -huh. și după meci m-am dus după el, i-am transmis salutări. Eu am și un apartament în moment în Madeira de închiriat și astea, un apartament, a rămas un apartament la Funșal și am zis că am casă, zic că poate ne vom vedea vreodată dacă ajung acolo și asta zice cu multo prazer, mi-a zis multo prazer, mister și și-a scos tricou și mi-a dat tricou. Fără să, fără să zice, eu, eu așteptam tricou să-mi dea tricou cu, cu semnătură, da, semnătură, care putea fi luat de la magazin sau de undeva. Dar el practic mi-a dat tricou care jucase. Da. Când și mai luat, și altele în colecție, nu? Semnabă. Nu neapărat ale lui, sau nu de deci alea. am avut, cred că, 100 de tricouri care mi-au fost furate de niște muncitori care mi-au lucrat în casă. 100? 100, cred că aveam, strânse de când jucam. De când jucam eu și peste tot pe unde am jucat. În jur de 100, nu știu, acum. așa. Și acum am reușit de peste tot, iar am reușit să strâng și cred că am în jur de vreo 60 de tricouri. Da, de tricouri. Din Turcia, de la Astra, cu semnături de jucători, de la Rapid, când eram de la... Uh, din Turcia, de la toate echipele aproape, de la jucători mari, mm -hmm. uh, din, uh, din Arabia... Deci elea, uh, nu le-ai mai găsit. Nu le le-am găsit. Mi le-a luat și aveam cu secretariu, care era cam, era... El erau uh, obținute atunci era... când erai jucător, ăsta da, da, ca exact, antrenor. Exact, 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 Tricourile cu mine de la Maritimo, tricou de campion cu Rapid. Uh -huh. Și de ale tale nu mai ai niciunul? De al meu mai am ca... unul de la Omonia, unul de la Maritimo ah, deci, uh, și unul de la Rapid. Și unul de la Rapid. Da. Dar subțire așa, la câte echipe ai fost și da, 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 da. câte echipamente. Da, ah, și am și unul de la Debrețin. Din Ungaria. Da. Spunem pe ce facem pariu. Noi avem pe finalul podcastului un pariu care e legat, nu e pariu clasic. Pariul clasic nu e da. legat de un anumit meci, da? Un pariu legat de o dorință, un obiectiv al invitatului și care să fie și realizabil în viitorul mai mult sau mai puțin apropiat. Vreau să devin campion. Vreau să mă bucur iară de trofee și să fiu campionul României. Deci ăsta e pariul lui Mariu Șumudică. Da. Poți să ne spui și un interval de timp în care estimezi că se va întâmpla această performanță? Ca să formulez eu. Uh... Maximum 2-3 ani. 2-3 ani. ani. Deci pariul lui Mariu Șumudică acesta este și vă invit pe toți cei care îl simpatizați să uh, comentați uh, și să creunăm cotele acestui uh, pariu. Fac pariu că în următorii următorii 2 ani, următoarele 2 sezoane 2-3 ani am zis. Acum n-am angajament okay. și okay. Anul ăsta nu știu când. N o îmi să rămâi mult timp fără angajament da. dar fac pariu că în următoarele trei sezoane o să devin din nou campion al României ca antrenor. Acesta este pariul lui Mariu Șumudică și vă invit să comentați. E corect? Sper să fie corect, da, e corect. Asta e corect doresc. formulat și îți urez mult succes da mulțumesc și îți mulțumesc foarte mult că ai a fost aici. Mea. Nu. Chiar a fost o, o încântare și în măsura în care mai reușesc peste o perioadă de timp să te aduc aici, ar fi o onoare pentru mine. Oricând, te respect, ești prietenul meu, ești prietenul meu, oricând cu mare plăcere. Mulțumesc! Mulțumesc, Marius și Mudica. nu în ultimul rând dumneavoastră că ați continuat să girați acest proiect, să vă uitați la noi, să ne lăudați, să ne criticați și nu în ultimul rând să vă abonați. Cu bine pe săptămâna viitoare!